Ei, acum merge, acum merge, 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 merge. Ce faceți, oameni buni? Am dat startul războiului birourilor de când n-am mai fost ăsta. N-am mai fost de foarte mult timp, de din august. Da, iar la mine este al doilea. Al doilea război al birourilor. Primul cu tine. Am mai făcut doar cu modă. A, doar cu modă, adevărat. Da. Deci da, ne-am adunat aici și ca să sărbătorim întoarcerea războiului birourilor. La subiect nu contează ce. Bună ziua, ce subiect ar trebui ales la mail? Ai răbdare, ai răbdare. Încă nu trimiteți mail-uri. Cei care ați trimis mail-uri până acum nu se iau în considerare pentru că nu începuse live-ul. Birouri de grădi din n-am mai văzut birouri de grădi din august. Da. Că august era. Da. Suntem un pic cam zoomați? Un pic, dar nu știu de ce. Dă bine. Dă bine. Da. Merge. Singura mea problemă este cu astea. Mi se pare că n-am ales culorile potrivite pentru live. Trebuie să dai un mov. Un albastru. Un albastru, așa, da. Chestie. Gata. Numai că la astea n-ai schimbat. Aba, da. Le schimbat. Mă Vlad. Da. Mă Vlad. Ce n-ai? Ce zice lumea? Să trăiască, sărmâna? Nu. Bună seara. Neaseara. 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 Da. Încă nu a apărut, mai trebuie să aștepți. Da. Deci, cum am zis, astăzi avem războiul birourilor, astăzi o să avem premii pentru primii 3. Băi, și mie mi-era foarte dor să mai văd niște birouri, pentru că am cam dus lipsă, sincer. Oamenii n-au mai trimis, pe bună dreptate n-au mai trimis. Chiar dacă voi puteți să trimiteți oricând, să vă lăudați cu birourile și să trimiteți pe adresa diy@pisigaraj.ro, dar abia cele mail-urile trimise de acum, de când a început live-ul, o să le luăm în considerare. Da, pentru că regulile sunt foarte simple. 3 mari, adică nu, mici și late. Și sunt dedesubt aici. Să nu trimiteți 2 mail-uri. Dacă ați trimis un singur mail, acela rămâne. Dacă vedem 2 mail-uri după aceea adresă de mail sau același calculator trimis de pe 2 mail-uri diferite, că se mai întâmplă așa, descalificat. 1. Trebuie să apărăm obligatoriu live-ul de astăzi în imagine. Da, adică cu noi sau cu setup-ul pe care îl jurizăm, să zic așa, pe parcursul live-ului. Mail-ul necesită, adică e obligatoriu să aibă o descriere a ceea ce vedem noi în poză. O configurație a calculatorului, periferice sau ce consideri tu. Nu e suficient doar un mail cu un titlu și poze. Da, salut! Bizdrang și poză. Salut! Știi? Aș vrea să câștig dacă se poate. Da. Deci un pic mai mult. Mădălin încă testează. Noi ne batem cu seria 12 de la Intel. Și apărând cam ne... A strigat cineva? A strigat cineva seria 12 de la Intel? A strigat căruntul. Da! Căruntul! Aici sunt. Ți-a zis cineva. Salutare. Da, a plecat în vizuină. N-a plecat. N-a plecat. Dar ce dracu, mă, sunt bursuc? Ce sunt? Ești acolo, testezi. Bursuc, auzi, a plecat în vizuină. Marmotă! Te mai așteptăm. Dacă vii cu vești bune. Vrei să spun piedică? Nu, că nu mă mișc. Ah, ok, bine. Mădălin e ocupat cu testarea, exact. Original ai zis foarte bine, e ocupat, mă rog, mai puțin acum. Da, dar era foarte ocupat. Dar în general este ocupat cu testarea procesoarelor de la Intel. Sunt foarte ok, o să vedeți în mailbox-ul de mâine, pe care îl prezint eu, că am dat niște... Insideri, niște insideri așa despre testare, despre ce s-a testat până acum, ce temperaturi avem pe unele procesoare în gaming, în sintetic, în teste sintetice și cam ce cooler ar fi bun pentru acele procesoare. Așa că uitați-vă la mailbox-ul de mâine, neapărat. Neapărat. Stai să dau pe mute asta. Bun. Deci, asta e. Trebuie să trimiteți puțin și, uite, zeamă. Cred că mă duc să mănânc, poftă bună. Zeamă, dacă ai trimis totul bine, e totul super ok. O să vii să iei premiul la final. Da, exact. O să mai așteptăm până pe la și un sfert așa. Așteptăm să vină mai multe mail-uri și după aia o să luăm prin random.org de la 1 la câți ori fi. Da. Selectăm 1, ajungem la 10 participanți și pe ăștia 10 o să-i votăm printr-un straw poll, printr-un poll online, unde practic voi o să-i votați, dar vă rog foarte, 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 foarte mult să votați
setup-ul care vă place, nu neapărat prietenul vostru. Că, a, eu îl cunosc pe ăla, îl votez pe ăla. Da. Nu e politic aici, nu să e... votăm da. Setup-ul prezentat. Da, DDR5 este pe configurația de testare pentru seria 12. Vine RV-ul, dar nu mai e mult de așteptat. Vine, e aici. Vine mai intră Mădălin, așa intră și RV-ul acușa. Deschide ușa, bang! Da, DDR5, am văzut că deja pe site-ul nostru sunt plăci video, plăci de bază... Cu suport de DDR5. Și de DDR4. Da. Cu chipset 6690 care suportă și DDR4 și DDR5. Mm-hmm. Și altă chestie pe care mi-a zis-o colegul de la documentare este că plăcile de bază cu Z690 da. Sunt compatibile, de fapt, culorele sunt compatibile atât pentru seria, pentru socketul 1200, cât și pentru cel nou 1700. Pentru că ele au două găuri, de fapt. Sunt două găuri, una lângă alta, știi? Mm-hmm. Și poți să pui ce... ce sistem de răcire ai tu. Deci asta e bine. Într-un fel. Haideți cu mail-urile. Două mail-uri. Ok. Ok. Să vină. Să vină. Hai să... poate așa... îi facem motivăm, să trimităm motivăm, mai... da? Îi motivăm să trimităm mai multe mail-uri. Hai să prezentăm și cele trei premii de astăzi. De la mic la mare sau de la mare la mic? De la mic la mare. De la mic la mare. Începem cu cel mai slab, să zic și așa. Și să fac un pic... că am bătrânit, eu fac pe cărunt acum. Și premiul pentru locul 3. Toate sunt de la HyperX, în principal. Avem un microfon Solocast. Solocast. HyperX. Versiunea aceea, My Baby. Nu e cu RGB, cu toate nebunile, toate alea, dar avem și review la el. Avem și review la el, da. E un microfon foarte bun, mie mi-a plăcut. Singura chestie care nu mi-a plăcut și am recomandat încă de la început este să vină... să pui și un braț de microfon pentru el, pentru da. Că suportul cu care vine el preia foarte multe din vibrațiile mesei. Da. Și e cam deranjant. Deci, da, locul 3, Solocast de la HyperX. Locul 2? Premiul pentru argint, că suntem la Olimpiada acum pentru argint. Primiți cam puține taste. Pe locul 2 aveți cam puține taste, dar suficiente. 60% din... din premiul 1. Da, exact. Este HyperX Alloy Origins 60, o tastatură care mie mi-a plăcut foarte mult. Da, mai ales pentru forma ei super cât de compactă. Exact. Și cât de bine e făcută, adică este metal. Este da. Super, super solidă. Rezistentă. Switch-urile sunt red, liniare. Sunt switch-urile lor. Asta e o chestie pe care au făcut-o de vreun an, doi. Da, sunt switch-uri proprietare HyperX red, adică sunt super, super, super ok. Și locul 1? Locul 1? Aurul. Aurul. La aur primiți mai multe taste. Adevărat. Avem un Origin Score, tot de la HyperX, care vine cu switch-uri albastre. Clicky, de data Clicky. Aceasta. Clicky, o să facă ca toate alea. Construcție la fel de solidă. Practic, tot ele fine. Sunt... destul de asemănătoare, doar că design, da. Diferă oară cu formatul între ele. Și altă chestie mișto e că toate, cred că și ăsta, are USB-C. Adică oamenii s-au plictisit de USB-ul ăla, de mini USB și au trecut pe ce trebuia de foarte mult timp. Deci da astea sunt premiile HyperX. Da, ce, locul 1 primește numpad-ul, ce lipsește de la a doua tastatură, îi dăm doar numpad-ul. Da, o chestie foarte mișto este că n-ai nici măcar săgețile pe Origins 60, adică este atât de compactă. Da. Săgețile poți să le ai într-un fel apăsând FN. Da. Dar e complicat, adică să stai cu FN și să... Da. Mai bine renunți la ele. Sau folosești mouse. Se primiază și cele mai dezordonate birouri? Asta hotărâți voi, adică voi votați. Noi, în principiu, aici dăm premii pentru un război al birourilor. Acum, a mai fost cazuri, parcă știu că a fost o fetiță la un moment dat. Destul de mică și lumea a votat... la comun doar ca să primească un premiu, deși setup-ul nu era foarte, da. Foarte modern, dar am muncit de ea. Exact. Acum comunitatea decide, nu noi. Promiile astea nu le dăm noi cum considerăm noi, cum votați voi la final. Da. Deși le dăm noi. Ai zis că nu le dăm noi. Nu alegem noi cui să le dăm. Da. Îmi cer scuze. Ești iertat. Deci da, HyperX, oameni buni. Are săgețile în plus. Exact, are săgețile, are și toate alea de navigare.
e Cupidon. Delete, ce mai e pe acolo? Da, n-am pe The Home Key page-ul. Da, 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 da. Băi, Vlad, avem deja 5 mail-uri. Ok, vrei să încercăm cu norocul să intrăm pe un prim numero? Stai, că am zis că mai... Hai să mai stăm un minut, că am zis că până la și un sfert. Da. Și mai avem fix un minut. Chiar, puteți să ne scrieți în comentarii ce fel de birou v-ați dori să vedeți astăzi. Ce v-ar impresiona foarte tare încât să votați să-i dați cuiva un prim. Nu știu, mie mi-a plăcut setup-ul din thumbnail-ul de astăzi. Da, e super curat. Arată... Cromatica e genială. On point, da. Este un setup foarte mișto. Tocmai de-aia l-am și ales. Căutând prin mail-urile vechi, am văzut pe ăsta primul... Oh, ok, gata, ăsta e thumbnail-ul. Da. Andrei B. Am și scris în, în descriere să-i dăm, na, drepturi de autor. Da, și pentru bănesc că înseamnă că mai e adus în discuție, înseamnă că a fost un setup care a contat și care chiar a impresionat. E posibil să fi participat, dar nu mai țin minte. Nu mai țin minte. Da. Mai așteptați că 5 mail-uri e puțin. 5 mail-uri e puțin, dar vorbim de primul participant. Mai avem încă 9. Da, se mai adună. Alegem acum o randomizare pentru un participant. Până la final se mai adună mail-uri și... O părere despre Vanguard sau Forza Horizon 5. Băi, eu n-am jucat niciunul. Da, dar Madalina vorbește într-o despre Horizon 5 Madalina și îmi face ciudă că eu n-am apucat să mă joc. Da, Madalina a rupt Horizon 5. Și a spus că e super impresionat de joc. Mult mai mult decât Horizon 4. E un joc complet care cu siguranță pe Sports o să ia jocul anului. Adică e un joc complet din toate punctele de vedere. Da, și Madalin acum o lună se juca Forza Horizon 4 pentru prima dată. Adică are super proaspăt experiența pentru Horizon 4. Da. Adrian este în metrou. Wow. E bine că ai semnat în metrou. Da. E metrou de la suprafață, ca bogați. Metrou ușor. Metrou ușor, la, da. La tramvai. Da. Am uitat să menționez mouse și tastatura. E ceva? Băi, nu e nimic, beculeț. Este exact cât ai scris tu. Dacă este scris ceva, e tot ce contează. Nu, nu o să te descalificăm, da, că n-ai zis. Da, și nu trimite din nou o completare pentru ca să fii descalificat după aia. Că nu fă greșeala asta. Ce ai trimis, câte descriere acolo e suficientă, nu trimite de nou, că e posibil să-ți pierzi șansa. Deci fără reply-uri la mail-urile voastre. Am uitat ca un bec, am uitat ca o tastatură. Ai uitat-o, da. Lasă acolo. Că... Sau dacă ai uitat să pui pozele, aia e, s-a luat primul mail fără poze, din care ești automat descalificat pentru că nu îndeplinești. Prima condiție. Da. Să fie vizibil live-ul de astăzi pe un monitor. Și șansa pentru astăzi, pentru live-ul de astăzi, ai pierdut-o, ca să zicem așa. Da. Folosește doar OBS. Da, nu am urmărit discuția. OBS și programul de la AMD. Să vedem. Probabil cu ce să înregistreze. Madalin, spre exemplu, folosește pentru teste programele plăcilor video. Adică atât cel de la AMD cât și cel de la Nvidia. Da. De recording. Nu folosește OBS-ul. Acum, na. Da, depinde. Și eu, sincer, când testam, dacă era pe sistem integrat, foloseam strict la GeForce Experience. Shadowplay-ul, cum era pe vechi. Shadowplay, exact. Da. Este mai ok. Ar putea fi mai ok. Tot este o diferență și când testezi. Tot mai... Adică testele pe care le vedeți ar trebui să mai adăugați vreo 15 PS-uri în plus. Nu? Da. Asta ar fi resursele care se consumă în momentul în care înregistrezi ceva. Da. Ca să ai zero... Zero... Cum să zic? Impact asupra performanței. Exact. Folosești o placă de captură și înregistrezi pe un alt... calculator. Exact. Z, nu, acum campania pe care aveți în site este un Black Friday de vreme, înainte de înainte seara. De mare, care este pe 12 noiembrie, începând cu ora 0. Da, adică săptămâna aceasta. Adică joi spre vineri, joi, seara, vineri, dimineața, nu știu cum. Fără spam. Da. Merge Ryzen pentru jocuri până mi-au placa. Andrei, merge... În titluri e-sports. Da. Adică... Cred că am spus și în live-ul trecut și în live-ul celălalt. Și în Mailbox. Și Mailbox. 5700G este un procesor foarte ok pentru titlurile e-sports. Chiar și GTA 5 160 pe PC acolo. Poți să joci cam orice. CSGO, Valorant, LoL, Dota, Overwatch, nu știu.
Dar nu te gândi că poți să joci RDR, Forza Horizon 5 sau jocuri AAA, nu... Că nu prea. Nu prea. Uite, vezi, avem un prim descalificat. Da, chiar Beculeț, de care vorbeam mai devreme, a trimis două mail-uri. Cum a făcut asta, nu mai el știe. Cu mânuța lui doar. A uitat completarea. Tocmai ce l-am avertizat pe Beculeț. Beculeț, ne pare rău, ne părăsești. Din acest concurs, doar din seara asta, dar dacă nu te-ai supărat, poți să rămâi până la final ca să vezi exact ce birouri vom alege. Bun, Vlad, avem de la 1 la 9. 1 avem la 9. 9 mail-uri, aveam 11 cu cele două lui Beculeț. Dar... Și acum, generăm un număr. 9, chiar 9. Ultimul, este de la The Assassin. Hai să vedem. Asasinul. Avem o descriere. Da? Da. Destul de bine aranjat în pagină, pot să spun. Este o poză artistică. Da. Eu aveam ceva cu barba. Tu aveai ceva cu părul. Cu părul. Ai, ok. Live birouri. Și punem așa. Unu asasin. Trecem pe cealaltă fereastră. Oare unde este? Oare unde este acel buton de face fâșhâțul? Asta studiam așa. Nu mai știam. Am găsit butonul. Asta e. Ok. Live birouri, The Assassin. Trebuie să-i dăm fit to screen. Să-i dăm așa și îi dăm tranziție. Ești cu sonor? Sau am făcut eu? Nu, ai făcut-o. Mulțumesc de... Da. Eu cred că va fi un eșec ce spuneți voi. Ce? GTA 5. Nu GTA 5, GTA Trilogy. Eu cred că o să-l joc de să-l spart. Dacă o singură chestie au nevoie să rezolve, pe lângă grafică. Sistemul de gameplay, adică engine-ul, dacă îl fac un pic mai în prezent... Cred că l-au luat. L-au luat de pe... GTA 5 ceva. Chiar o să reușească pentru că... Aia e cea mai mare problemă. Pentru că jocul... pe care ți-a dus tu aminte, nu e la standardele actuale, că n-ai cum să te bucuri de el. Mm-hmm. Ok, dar să revenim la concursul de astăzi. Avem la aici... Assassin sau Daniel. Zice așa. Componente. Laptop Dell Latitude 300, 3410. Intel Celeron ceva 5000U. Da. O singură plăcuță de 4 GB la 2400. O placă video integrată. Jos... se mai poate vedea un PS2 cu un controller wireless adus din Germania și unul cât de cât custom cu FreeMC boot. Cel din dreapta acolo, nu? Da, aici sunt cele două. Tastatura este un Marvo KG909, un mouse Marvo M720W, un monitor / televizor ceva ieftin de la Smart Tech. Scaun, nu știu de la ce firmă e că a fost cadou. Scrie pe el ceva. Gamers Choice ceva. Da. Știu că e întins pe două birouri. În cutiile de sub birou se află baterii. Pentru mouse și controllerul wireless de la PS2 și un cablu VGA și o cutie goală. În spatele birourilor e puțin nearanjat, dar oricum nu e problemă. Normal că am prelungitor USB la mouse pentru latency... dar din poza am văzut că a căzut. Ce? Nu înțeleg. E un cablu alb, scurt alb, însă destul de lung să fie lângă mousepad. Ok. Partea cea albastră de pe birou e pusă de mine cu hârtie autocolantă. Ok, înțeleg că mouse este conectat la laptop și mi-a pus un prelungitor la mouse ca să ajungă în munfă USB al laptopului. Ah, ok. El face mirror de pe display-ul laptop pe cel de pe televizor. Da. Bun. Folia aia de lângă Destaniol. Da, are fără pe calorifer Destaniol. Ah, nice. Da. Da. E puțin nearanjat în spate la birouri. Este puțin mai mult nearanjat, din păcate. Nu doar în spate la birouri. Da. Ce să zicem? Ai... Assassin, ai putea să faci un pic de... Nu? Să mai strângi un pic de cablurile alea. Deci mai apropiam un pic birourile. Să elimini spațiul de acolo în care vezi direct toate cablurile care atârnă. Sau ai putea să faci o chestie, să folosești laptopul strict ca un dock.
Da, să nu ai imagine pe el de niciun fel. Exact. El să stea închis și să fie pus pe ceva, știi? Cum este un PlayStation care stă în picioare, știi? Da. Cam pe același sistem. Pentru că pare că tu oricum ești aranjat cu totul spre biroul acela. Spre biroul unde e tastatura, mouse-ul și televizorul. Adică acolo stai. E clar și restul doar dumneavoastră punește semnalul și ce ai tu. Atât. Atât, da. Că poți să-l închizi, nu-l lași pe imagine pe el, îl pui într-un loc, mai aranjezi un pic pe acolo încât să nu... Să nu deranjeze prea mult. Pentru că oarecum ai aranjat laptopul ca și cum te uiți la el din poziția în care ai făcut poza, dar nu cred că ai cum să te uiți la laptopul ăla de niciun fel. Așa. Da, e cam greu. E cam greu. Aia voiam să fac în weekend, zice el, The Assassin pe chat. Foarte bine, e bine că te-ai gândit să mai strângi un pic pe acolo. Cam asta ar lipsi din punctul meu de vedere și... Poate încearcă totuși să pui totul pe un singur birou. Da. Eu cred că ar ajuta foarte mult, mai ales la cable management. Ar ajuta foarte mult pentru că n-ar mai fi podul ăla de cabluri între cele două birouri. Uite, aici, de exemplu, ne sunt bateriile, ar putea să pună laptop, o să trag cablul prin spate la monitor și doar îl ponește de acolo. Exact. Idei sunt, găsești tu ceva, cât să mai elimini din uite, Cosmin vine cu o chestie mult mai interesantă, un braț de birou care să țină monitorul și laptopul, ar merge bine. Da, sunt. Adică care are un stand de laptop fix acolo și... Da, pe lângă, da. Foarte bună idee, Cosmin. Și în același timp poți să-l folosești laptopul ca și semnal video, adică poți să-i folosești ecranul cu siguranță. Exact. Și ar fi mult mai aerisit și aranjat. Sunt perfect de acord. Perfect de acord. El a fost The Assassin, primul participant de astăzi. Mai avem încă 9, nu vă grăbiți, o să stăm încă o oră, cel puțin mai stăm aici până selectăm cei 10. Așa că asigurați-vă că ați trimis mail-urile corect. Nu vă grăbiți și toată șansa voastră stă în random.org. Da, rugați-vă la domnul random. Bun. 15 avem, nu? Dacă nu găsim dubluri. Dubluri, tripluri, Remi, Rareș. Pare regulă, nu? Forward. De unde vine asta? Cred că l-am mai trimis în alt live și a dat doar forward. Smart. Smart. Ok. Vlad, de la 1 la 14, pentru că unul deja l-am văzut. The Assassin. Ok. Deci 1 la 14, nu? 13. Deci 14, 13. Ionuț Lucian. Avem o descriere. Bună seara, Ionuț. Poze. Da, puteți să trimiteți în continuare. Adică concursul încă este în desfășurare pe rost. Uite, ce monitor. Ce monitor drăguț. Ce monitor drăguț. Și ce microfon. Se pare că l-am mai văzut pe undeva. O singură chestie. Dar la momentul oportun o să-mi... Cred că pe asta, nu? O să-mi expun, da, părerea. Cum era? Ionuț? Ionuț Lucian. Hai să zicem numai Ionuț, ca să fie mai ușor. Da. 2 Ionuț. Chiar un setup super, super, super fain. Da. Urmează să-l vedeți și voi, în curând. Premiile sunt de la HyperX, Adițu, că întrebai. Hai că până să le testăm, mă ocupă de asta. Deci, pentru cine a venit mai târziu, astăzi avem un fel următor. Un microfon HyperX alocat pentru locul 3. De la HyperX am spus. Locul 2 este o tastatură HyperX Origins de tip 60%, adică fără numpad, fără nimic. Da, fără săgeți. Fără săgeți, switch-uri roșii. Și locul 1 avem un Origins Core TI Keyless, adică, nu? Cu switch-uri albastre click. Da. Toate de la HyperX. Eu vreau premiu. Băi, și eu vreau premiu. Și eu aș vrea premiu. Toată lumea pe Georgiana să trimită un mega. Nu? Da. Să trimită un... Da, e cam haos la mine. Eu nu mai vine să mă fac de râs. Bun. Îl avem pe Ionuț. Ionuț zice așa. Bună seara, numele meu este Ionuț și sunt pasionat de tuning auto și gaming. Ok. Mi se pare că se înțeleg foarte bine aceste două domenii. Aceasta este configurația PC-ului meu și perifericele. PC un Intel Core i9-10900K. Un Asus GTX 1070, placă video, memorie RAM Corsair Vengeance 32 de GB DDR4 la 3200, o placă de bază ASRock Steel Legend Z590,
un SSD PM2 de la Samsung, un hard disk de 500 de la un SSD de 500 de la Samsung și un hard disk de 1 tera de la Seagate Barracuda, un cooler Deepcool Castle 240 RGB, carcasă Fantex Eclipse P400 White Fan. Bun, Corsair LL120 RGB LED, ventilatoare, probabil, 3 ventilatoare, o sursă Gigabyte 850W, un monitor Alienware de 240Hz, alb, evident, periferice Glorious GMMK Compact White Mouse, deci mouse-ul este fără fir, e cu fir. Ok. Nu, aia a fost tastatura. A fost tastatura. După aia, mouse Glorious Model D. Da. Căști HyperX Cloud Alpha, mousepad Zoe, un microfon HyperX Quadcast, adică ăsta pe care l-avem și noi aici. Braț de microfon Rode PSA1 și un scaun Thermaltake X-Fit Real Leather Black Gaming Office. Nu sunt cu pauză. Nu sunt cu virgule. Dar nu s-a făcut una sub alta, este doar un singur text în Gaming continuu. Office este Aroții Arena Pure Black. Bun. Da. Monitorul ăsta, biroul ăsta este de fapt un mare mousepad. Da. Dacă stai este. Partea superioară are un mousepad fix decupat pe forma biroului. Mhm. Superb. Zice Dragoș, un braț pentru căști alb și arăta genial, totul bine aranjat. Eu cred, Ionuț, că poți să-l faci tu. Singur, mai ales că ești pasionat de tuning auto și astea, poți să-i dai cu un primer, cu ceva da, și... Da, poți să-l vopsești. Da. Poți să spun ce mă deranjează? Sigur, da. Dar nu neapărat la setup-ul lui, ci în general la orice configurație de genul. Ok, este și un TV deasupra, da? Da, să nu uităm de spun. Ah, ok. Înălțimea standardă a unui birou este 70-80 cm pe acolo, da? Da. Mai monitorul, mai cum e înălțat, încă 50, mai 20 în sus. Înseamnă că televizorul este pus de la 1,40 m în sus. Mm-hmm. Deci tu ai punctul la 1,60 m. E cum ar fi, tu trebuie să uiți în picioare perfect la monitorul ăla ca să poți să te bucuri de el. Da. Odată ce te-ai așezat, deja încep să te uiți așa la monitor. O să încep să ai dureri de gât. Probabil. Da, adică din punct de vedere ori îl pui în stânga, ori îți faci o canapea și îl pui pe comodă undeva, sus acolo, ori te-ai spune că te lași pe scaun pe spate, nu mai să stai confortabil. E mult prea sus la 1,50 m, 1,60 m un televizor. Eu cred că mi se pare că s-ar folosi un astfel de monitor, un astfel de TV, dacă ai fix în spate canapeaua sau ceva, dar mult mai departe. Mult mai departe. Și atunci stai de departe și ok, te uiți și da. Nu prea... Dar dacă e o cameră mică, un dormitor de ceva, exact. Cum e la noi, acolo ar fi mult prea sus să să te uiți. Da. Atât, rest, ar merge, da, pe cromatică, căști albe, braț de microfon alb, ca să păstreze tema mult mai bine. Dar unitatea arată excepțional. Da, arată foarte bine. Wire management-ul este nota 10. Nu prea am ce să-i reproșez. Uite, și pe jos este super curat. Da. Poate că aș veni cu tapetul până în colț. Să completeze da. Și pe cealaltă da. Parte a monitorului. Da, da. A sistemului, da. 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 Dar rest chiar e super curat, adică nu avem nicio problemă. Da. Zice cineva, pentru cablul la tastatură ai putea face o gaură în mousepad să poți băga cablul subtil. Băi, eu am găsit o chestie și mai interesantă, monitorul ăsta de la Alienware. Nu știu că intră pe dedesubt aici. Intră pe dedesubt, da, deci cum vin cele două piciorușe, pe dedesubt este o gaură mică, fix să bagi da. o mufă USB pe acolo, să o treci. Și da. arată impecabil. Fix ai înălțat suficient în suportul monitorului. Poți să-l pui și apoi îl lepești pe stânga acolo, a lipit el da. Și trece pe lesul. Exact. Dar oricum nu se vede, adică... Asta e deja așa, să fim noi picky și să zicem, băi, dar știi că puteai să faci asta, că n-arată bine. Dar nu, per total este super ok. Ce aici în spate? Este un ursuleț? Un parfum, un da. Și ceva, cred că o lumânare sau un... Nu știu. Aici ceva, un termostat, ceas, un termostat. Alarmă, da. Da, deci... Da, e super ok. Felicitări. A, e foarte tare așa. Ce? Pentru... A, da. Coil, cable, ok, cablu din ăla așa, atât. Dar cum cablul ăsta s-a stat bine, adică e plat, este... Dar arată foarte bine cablul în sine. Băi, Ionuț,
ce să zic, felicitări. Da. Este un setup foarte reușit. Da. Mai lipsesc niște maimuțe pe birou. Da, niște figurine. Ce ți-am spus noi să modificăm e ca să spunem ceva, să comentăm asupra biroului, dar el este foarte reușit în sine, adică nu... Exact. Bun, au mai intrat mail-uri. Au mai intrat. Că avem și pe pagina asta. Îi dau așa ca să fie. Da. Așa. Și avem 21 minus 2, avem 19 mail-uri în total, da? Da. Dar hai să verificăm și ceva dublări. Denis... Pesicos... Aici seamănă, dar nu cred că Ionuț. Nu, până acum eu nu văd. Da, nimic. Cred că e ok. Ok. Și avem un de la 1 la 19. De la 1 la 19. Ar merge o mașinuță în carcasa aia, mai ales că e pasionat. 19. 19, ok. Sunt pe partea superioară. Alin. Alin Greabă. Greabă. Avem o poză, să vedem dacă este conformă. Ce mai vrei? Mașinuțe, nu maimuțe, că eu am spus după tine. De ceartă lumea. A, e ok și maimuțe. Mașinuțe. A, zis mașinuțe. Băi, am zis maimuțe. Merg și maimuțe ceva pe birou acolo. Alin, am zis că-l cheamă? Alin Greaba, Greaba. Alin. Okay. Ce poză mi-a făcut, mă. Noi primim pozele la o rezoluție foarte mare și... Da. Dar o să vă asigur, uite, ești tu acolo în live. Nu am trișat, ești tu. De astăzi. Fit to screen. Bun. Îl avem pe Alin. Bun. Setup-ul lui Alin constă în... Periferice Mouse Wireless Logitech M330 Silent Plus. Este silențios, cum îi spune și numele. Mouse Gaming Logitech Proteus G502. Are cel mai genial scroll. Într-adevăr, scrollul ăla infinit. Așa. Da. Căști Audio Technica ATH-AR5 BT, deci cu Bluetooth, tastatură Logitech MX Keys Advanced Wireless, monitor LED Dell P2414H, monitor LED IPS Lenovo de 31.5 inch, boxe Genius 5.1, componente, carcasă Colink Citadel Cube Mesh, ok, e în dreapta acolo, nici nu l-am văzut, e foarte stealthy, așa, știi? Da. Fără luminițe. Cu două ventilatoare Silentium PC Zephyr 140, procesor AMD Ryzen 5 3600, cooler Arctic Freezer 34 eSports Duo Grey, placă de bază Gigabyte B450M DS3H, sursă Seasonic de 750, memory Corsair 16 GB la 3000, un SSD Corsair Force MP500 de 120 de GB, hard disk Western Digital și placă video GTX 1070. Nice. Da. Bun, ce se petrece în acest setup? Văd multe cum se numesc? Periferice? Mulți mouse. Da. În primul rând. Ce se întâmplă cu acest? Cred că un mouse este Bluetooth, laptop, mouse, fir, calculator rotată. Un mouse este de rezervă, posibil. Ce spune lumea că ne-a declanșat OCD-ul un pic, acele căști de telefon albe. În tot negru la erau niște căști albe. Da, probabil sunt niște căști de telefon, adică mai mult ca sigur. Mm-hmm. Dar sunt cam urât aruncate acolo, într-adevăr. Este da. Și un luptător roman acolo, nu știu cine o fi. Uite, că e și în chat. Gun. Ah, gun. Da. Unul pentru muncă. Ok. Unul pentru muncă. Probabil laptopul e pentru muncă și probabil monitorul de deasupra laptopului îl folosești pentru... Muncă și cred că e sconectat la laptop sau ceva, nu știu. Probabil. Posibil, da. Dar... uite că a spus. Unul pentru silențiozitate, unul pentru scroll infinit și unul pentru muncă. Am înțeles. Deci totul are sens acum. Îmi place suportul de monitor pe care l-ai. Sau sunt două? Cred că este un singur monitor. În stânga monitorului mare. E boxă. E boxă. Eu cred că este o boxă acolo. Este într-adevăr. Cred este că un alt Lansing ceva. Îmi pare modelul un fel de alt Lansing. Să-mi spui dacă cunosc eu așa foarte bine modelele vechi de boxă. Este un alt Lansing. Da. Zic eu. Spartan roman. Aoleu. Așa e. Da.
Este un duck, na. În stânga? Da, nu. Este un duck care se luptă. A, un duck care un se luptă. Un duck. Dublu. Pentru muncă, dacă e, se poate folosi un mouse wireless care are mai multe profiluri și doar schimb din buton. Eu așa am un singur mouse. Este foarte adevărat, poți să folosești, sunt de la... Dar cred că și cel pe care l-ai tu s-ar putea să aibă această opțiune. Dar mă rog, este în funcție de preferințele fiecăruia. Nu am voie pe laptopul de muncă să instalez softuri. Ok, atunci da. Mouse-ul tău, mouse separat și asta. Ce nu-mi place mie și nu prea sunt de acord este cu boxele astea 5.1 pe un birou suficient de încărcat oricum. Practic nu poți să te bucuri de ce oferă ele. Păi deloc. Dar posibil să fie 2.1. El în mail a scris 5.1 boxe Genius 5.1. Am spus că eu cred că este un alt Atlassian acolo. Un ce? Boxa asta. Cu asta mi se pare că este un alt Atlassian. Cu ciuperca aia așa și cu voia în față. Da. Ai putea să te reprofilezi pe niște... Nu sunt pe birou, sunt în cameră. Ok, păi și acolo ce e? Sunt boxe. S-am spus că cred că este un alt Atlassian. Uite-le ăsta. Are suport ăștia rotundi. Ah, ok, da. Și boxa aia, cam așa par, vezi, cu suportul ăsta rotund aici. Da, ok, atunci 2.1... Alea negre sunt 2.1. Bun, am înțeles. Atunci pune-le într-un mod mai ingenios puțin. În fața monitorului, undeva. În fața monitorului, exact ce ai zis tu, da. Da. Lensing. În fața monitorului, din păcate, obstrucționează monitorul. Deci nu e bine nici acolo. Una aici, una aici, una pe mijloc, una în dreapta. Și tot n-ai așa sunetul, la cum știu eu modelul de boxe, ele pe înălțime foarte tare gândită boxa și are driver în interior și efectiv nu trece niciun sunet, pentru că nu are nimic în partea de jos. El pleacă deja în sus. Și chiar n-o să aibă sunet, că bate direct în monitor. Deci da, gândește puțin, ori un birou mai mare ar fi o soluție unde să pui toate astea și atunci și boxele să stea și ele, sau... Eu, spre exemplu, am renunțat la boxe. La biroul meu. Nu, să renunț la boxe. Nu? Eu sunt, frate, căști. Pentru mine, căști. Atâta. Mai intr-o piesă de aia din când în când, tare, pe care trebuie să o asculti. Odată, la bine. Maxim, la maxim, înțeles. Da. Am niște edifier și... Am înțeles. O să trec la un soundbar. Uite, asta este o idee foarte bună. Un soundbar pus chiar acolo, în spatele... În fața suportului de soundbar 10 din 10, da. Cred că este singura variantă ok. Pentru setup-ul pe care l-ai tu aici. Păi se aude foarte încet. Ne auziți foarte încet sau ne auziți ok? Ați dat un pic mai tare la live? Mie în OBS mi apare că suntem cam pe minus 8 decibeli, așa. Da, să ne spuneți cum mergem din volum. Aia mai lipsește. Păi da, măi, undefined. Scapă 2.1 și îl pune... Exact. Adică e totul gândit, nu este... Pe lungimea biroului îl pune, adică e mai simplu și poate să bucur de sunet. Exact. Cred că am lăsat autofocus-ul. Nu cred că este autofocus. Let me check it. Nu, dar e ok. Dispar. A plecat. Ia, ne aude perfect. Ok, deci totul e în ordine. Era pe autofocus-ul? Autofocus. Hai să facem focusul. E ok sunetul. Bun. E bine. Închide și căpucelul ăla de la... Centineri. Da. Vă auziți bine. Ok. M-am liniștit. Credeam că mie OBS-ul mi-a arătat altceva. Bun. Vlad, avem... Hai să facem, să împărțim pe pagini, că după aia când o să se umple o să fie și mai greu. Ok. Deci avem două pagini. Da. O să facem prima oară de la 1 la 2. Da. Adică pagina 1 sau pagina 2. Ok. Pagina 2. Ok. Iar pe pagina 2, de la 1 la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Băi, cum vine astea? Deci nu mai ultimul vine mie. Nu mai ultimul, da. Da. Ok. Domnul Remy. Domnul Remy. Uite, n-ați așa și în wishlist.
Da. A scăpat de scris. O voi da mai repede cu postarea. Prima poză nu este valabilă. A doua poză nu este valabilă, că nu este cu noi. A treia poză nu este. Hai să vedem dacă ultima poză e. Ultima poză e. Uite. Ok. Mamă, ce curate. Da, este foarte clean acest setup. Cred că te-ai fierile cu forfecul. Le-a dat pe toate la o parte. Cum am zis că îl cheamă Remy. Remy. Ca pe joc, scris altfel. 4, Remy. Hai să-l și punem aici. Hello. Ok. Remy. Nu. Mihai ne cere sfatul de dating. De dating? Da, poți să citești. Băi, ai greșit canalul, băiatul meu. A spus, știe că nu e legat de tech, dar dacă putem să-l ajutăm cu o decizie în viața. Ia, care e întrebarea? Băi, îi place de fată foarte mult și mai sigur, e și sigur că e reciproc, că e foarte confident. Atunci, da, clar, fă primul pas, ce n-ai. Dacă ești sigur că e reciproc, cu siguranță. Da, n-are rost să mai aștepți. Așteptarea nu ajută. Da, s-a găsit întrebe pe PP1 și PP2, pe 2 cu bani aici. Pe 2 Don Juan. Da. Aia suntem. Bun, hai să-l vedem pe Remy. Remy zice așa, salut, acesta este spațiul meu de lucru. Chiar arată ca un spațiu de lucru, da. Clean, așa, zici că e într-un laborator ceva. Configurația este următoarea, avem wishlist, deci tință cred că este luat de la PC Garage. O asamblare standard, un mouse Logitech G603, un hard disk Western Digital Blue, un SSD Samsung 970 EVO, memorie 32 de giga DDR4 la 3200, o carcasă MacBook 310, unde e carcasa aia? Eu nu văd acolo. Ai, cred că e în stânga biroului, da. Un monitor LED gaming Lenovo Legion Y27GQ, un monitor Dell S2721D, FreeSync 75 Hz, deci un monitor mai așa, o placă de bază Z590 Gaming X, un CPU Cooler ID Cooling Frostflow 240, un procesor Intel Rocket Lake i7-11700K, o sursă Seasonic de 850W și o placă video RTX 3060 Ti. Mail-ul continuă. Pe birou mai am o tastatură Redragon Harpe, o imprimantă HP Desk Jet, cum am zis, plus nu știu ce, și o boxă Google Next Hub și un mic Groot. Lucrez ca web designer, dar ocazional îmi editez și fotografiile. PC-ul este gândit strict pentru productivitate. Nu băgați în seamă carcasa goală din birou. Succes și spor în tot ceea ce faceți. Stai că ce vrea să zică? Ce este o carcasă goală din birou? Are două carcase, uite aici la mine. Este una în... În birou neagră, numesc, pe care nu o folosește. Mai bine, nu ai praf acolo. Da, deci, în primul rând, scaunul ăla arată foarte confortabil. Nu știu ce de scaun. Scaunul de la directorial, adică... Da, de la de piele de manager, știi, da, cum? Da, piele de manager, da. Da. Nu am înțeles niciodată cum la setup de două monitoare cineva se uită fix în centrul lor, în loc să aibă unul main și unul secundar. Corect. Băi, deci... I've been there. Wow! Aceeași problemă o am și eu. Am două monitoare și nu știu... E unul pe care se vede excelent și unul pe care nu se vede bine, dar are 144 de Hz. Ai văzut cum lucrez eu? E unul pe care e aici, în capul vizual. Ăla principalul și unul stânga. Și unul stânga în care fac task-uri secundare. Adică, cum spuneam, tu mereu ai să vezi rămân în mijloc. Trebuie să stai mereu în unghi de 45. Mm-hmm. Dar dacă e să o luăm așa, monitorul meu de la muncă are un metru și ceva. Înțelegi? Da. Și arată cam cât astea două monitoare la un loc. Da, dar tu poți să-ți pui Chrome pe mijloc, toate aplicațiile adevărat. Pe mijloc, adică tu poți să-ți adevărat, faci da. De lucru fix pe mijloc. Adevărat, da. Aici nu poți să te împarți pe mijloc. Se uită cu fiecare ochi la cât un monitor. Da. Stai puțin mai în dreapta sau mai stânga. Așa? M-a avut și eu setup-ul ăsta și la un moment dat simțeam de aici, efectiv, pentru că stăteam din știi, spate, te dai oricum, ca să stai mereu înclinat perfect. Ideal e să ai același model. Bogdan, mie mi se pare că se potrivesc antuia astea două. Da, nu. Ba, rama de jos este într-adevăr puțin mai mare la Lenovo, probabil. Lenovo, da, Dell este puțin dar, mai mic. Dar nu. Ai și că... în plus că din Windows tu poți să reglezi când la display acolo, tu poți să miști de display-ul ăla, să-l dai mai în sus, mai în jos, mai în da, sus, mai în jos da. Și ți-l faci. Da.
În SketchUp este mai simplu cu două monitoare. SketchUp. Da, SketchUp pe randare ceva. 3D, SketchUp 3D, mm-hmm. Aplicația. Da, ok, și noi în editare video folosim două monitoare. Un monitor pe care se vede proiectul, adică ce... Nu știu ce lucrăm, un câmp de lucru, efectiv, zona în care editez clipuri și întotdeauna ai preview, adică... Exact, preview-ul și timeline-ul cu efecte, cu nu știu ce, cu toate alea. Da, și la fel ne uităm... Și noi n-am spus că nu e bine cu două monitoare. Este excelent cu două monitoare. Doar că unul să fie centrat pe corpul tău, ca să nu necesite cel pe, mișcare. Cel pe care stai cel mai mult, practic. Mult, da. Iar toate task-urile secundare să fie în stânga sau în dreapta. Mm-hmm. Mm-hmm. Iar dacă nu este un sistem de gaming, deși cu siguranță poți să te joci ca lumea pe el, mai ales că ai un monitor de 240Hz. 2K, G-Sync, 3060Ti, adică poți să te joci liniștit. Da. Foarte Dar frumos, este foarte mișto, de dragul simetriei, este excelent așa. Da. Înțelegi? Două monitoare puse așa, este exact ce trebuie. Și la fel, nu mai știu ce sau cine a zis, cu imprimanta, dacă o folosești atât de des încât să fie acolo, să fie mereu lângă tine, eu zic să mai iei un cabinet ceva în dreapta, pentru că spațiu e, da. Să mai iei un cabinet și să pui pe el imprimanta. Ar fi mai ok, ar fi și o oarecare simetrie, pentru că sistemul este în stânga, imprimanta cu acea etajeră sau nu știu cum să-i zic, ar fi în dreapta și atunci e totul frumos și se vede excelent. De apreciat încă o dată cât de curat este sub birou. Uh-huh. Zero cover, adică foarte, foarte bine arată. Da. O altă chestie cu care ai putea să experimentezi este să ții tastatura și mouse-ul deasupra, unde este mousepad-ul, de fapt. Și să scoți acel sertărel, tocmai ca să stai cât mai bine în birou. Să intri cu totul sub birou, exact. Pentru că pare din cele două cotiere ale scaunului că nu intră prea bine. Da. Deci da, asta ar fi mai ok pentru tine și pentru poziția ta la birou. Dar restul... Da, o bandă LED în jurul biroului. Mie mi se pare foarte mișto. Da, chiar îmi place că e curat. Asta este primul impact pe care l-ai, un setup foarte curat. Exact. Ok, să trecem. Remi, bravo. El a fost al 4-lea. Al 4-lea? O, mai avem 6. Mai avem, păi asta zic că nu e grabă. Nu e grabă, da. Avem tot două pagini? Da, acum avem 30 de mail-uri. Minus 4, 26. Deci, da. Deci două pagini și avem așa. Nu. Sunt trei pagini? Bine, acum nu prea mai e corect că pe pagina a treia este un singur. Îl pune pe pagina 2, cum s-ar zice, ultima persoană. Nu, hai să o luăm de la 1 la cât sunt? 32 minus 4, 28. 1, 28. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 7 spre 10. Deci avem aici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. 16. Nu, sari, alea două. 16. Da? 17. Cam intrat niște dubluri. Da. Le mutăm, le treșuim. Da. Îl avem pe Șerban Robert Gabriel. N-are poză. Șerban Robert Gabriel. Ne pare rău, bună seara, numele meu este Robert, am un PC, băi, eu te cred că ai PC-ul ăla, dar nu ai poza inclusă. Data viitoare, fii mai atent, pentru că, uite, randomul te-a ales pe tine și, na, ăsta, el era, nu? N-ai o șansă să le ordonezi alfabetic, să vedem dacă mai sunt câțiva utilizatori? Nu cred că merge, nu? Este cel mai basic client de mail, habar n-am. Da, nu. Că trebuie să ne bazăm pe, cum să zic eu, pe vigilența noastră, să ne dăm seama dacă au fost... Siguranță și încredere. Da. Xenon, Bogdan, Odisei, Denis, Schuster. Per Schuster. Da. Bun, hai să vă luăm. De la 1 la 30 minus 4, de la 1 la 26. 21. Deci avem 26, 25, 24, 23,
22, Laur, 21. Pac. PC1, PC2, nu numai că avem... Avem două salinge. Ai PS5? Ai PS5? Wow. Nu, dar tu vezi ce e aici? Da! Vezi ce e aici? Este un bârl. Ce ți-am spus? Televizorul în dreapta. Dacă îți permite spații. E mult mai ok. Nu vrem să vi-l arătăm. Nu vrem să vi-l arătăm. Capul meu. Deci este genial ce urmează. Dar stai că eu nu înțeleg. Deci aici, fii atent. Este un PC aici și un PC aici. Da. Și aici... Și aici unde e? Uite, asta aici. Da. Mamă, deci cum arată, este genial. Grație-și! O să-l vezi pentru că trebuie să fac biroul meu când mă mut și este foarte, foarte tare și vreau să mă inspir de aici, efectiv, că e genial. Laur, hai să vedem, Laur. Doamne, ferește ce e aici, bă, băiatule. 5, Laur. Da, Laur. Deci chiar, chiar arată foarte bine. Țineți-vă, băieți, țineți-vă că nu e, nu e de joacă. Eu zic eu, nu e asta. Piro. Laur. Are două PC-uri, da? Deci țineți minte chestia asta pentru că este foarte relevant. Da. Are de toate. Are Xbox, are PS-ul, are OLED. Are două pune așa, calculatoare. Are tot ce vrei. Sau să încerc să-l fac, dar mai mare, un pic. Ba da, uite așa. Se pierde din... Nu, nu, e nu suficient, pierde, nu? Da. Tranziune. Cine e Laur cu PS5? Răspunde aici. Răspunde aici. Bă, bă, Laur. Laur cu PS5. Răspunde aici. De unde ai prins tu cu PS5? Laur, hai să-l vedem. Ce zice Laur? Salutare, echipa PSG. Noi suntem. Acesta este setup-ul meu. Specificații. PC1, da? Este în stânga de tot, în spatele... Da. Scaunului, da. PC1, i7-7700K. 16 GB RAM, un hard disk de 2 TB, un SSD de 250, o placă video RX 580, un monitor Samsung de 27 de inch 144 2K, un monitor Samsung de 24 de inch 60 de Hz Full HD, o tastatură Razer Huntsman Elite, mouse Logitech G502 SE, bun, mousepad Razer Extended Chroma, boxe Edifier R1280. PC2, un i5-7400, 16 GB RAM, un hard disk de 1 TB, un SSD de 128 GB, o placă video RX 480. Monitor Samsung 27 de inch 144 2K. Deci la fel ca cel de mai sus. Tastatură Razer Black Widow Elite, mouse Logitech G502. Consolă PS5, Xbox One, televizor LG CX OLED și soundbar LG de 300 de W. Eu n-am fost atent, eu m-am admirat așa. Am stat și m-am admirat, dar eu mă uitam, am văzut aici niște flori, niște compași, bonsai, am văzut aici tapet. Deci eu m-am admirat într-un, adică controller, da. Căști, adică are tot felul de accesorii. Este, hai să... Un setup complet. Da, este. Nu prea știu ce să zic, nu. Adică... O singură chestie, pot să o zic. Sigur. De ce sunt tastaturile așa apropiat, dacă sunt două? Cred... Din setup-ul ăsta, din felul în care le are aranjate. Că unul e pentru televizor? Nu, cred că unul e de streaming și altul e de gaming. Eu aș folosi gaming. Unul, cum se numește switch-ul ăla? KV switch sau ceva? Care comuți de pe calculator pe altul. Mm-hmm. Atât. Și ai scăpat de... Pentru că clar nu au un nou loc două scaune acolo. Să fie două setup-uri individuale. Da. Este un singur setup. Și Nintendo Switch. Are și Nintendo Switch că n-a zis de el. Nu e vina mea, eu nu l-am uitat. Păi, deci, uite, asta este o dovadă clară că nu ai nevoie, cum a zis Dragoș, că... Sau nu Dragoș? Z. Că nu știu ce mă așteptam la ceva PC rachetă. Nu este... Nu merg neapărat mână în mână. Poți să ai un setup super mișto și fără ultimele... Da, el se joacă pe PS5, se joacă pe televizor, are nevoie de super calculator și face treaba pentru chestii simple, adică da. Poate să joacă Dota pe el, n-are nevoie. E posibil, nu știu, pe, unul din sisteme să fie, să înregistreze ce se joacă pe PS5? Posibil, da, adică... Întreb și eu, adică... Când ai două console, deja... Da, Laur, dacă ești pe aici, poate ne răspunzi la întrebările noastre. În stânga de tot, acolo, ce e aia? Ce? O boxă? Mersi, Denis, am spus doar KV Switch. E KVM Switch. Ah.
Deci avem una, două, trei boxe și mai e o chestie aici. Are un subwoofer în dreapta jos. Mai jos, mai jos în dreapta. Aici? Da. Are soundbar-ul la televizor. Soundbar-ul, a zis de el, unde e? Sus, deasupra televizorului, nu. Ah, ok. Acolo e avea receiver acolo pentru televizor. Mm-hmm. Curat, uite-te. Este o priză aici. În rest sunt șine din alea. Tapet pe stânga, pe dreapta, în spate alb curat, nu te complică cu texturi. Exact. Căștile vechi le ține ca accesorii. Jocuri, da. Pe deasupra, simetrie, vezi? Bonsai, bonsai. Aia zic că sunt detalii micuțe pe care le observi dacă stai cu atenție să privești imaginea. Adică nu... Exact. Și deasupra, uite cum are tot așa ceva texturat. Da, e tabletă grafică, spune Bogdan, pentru ce e imposibil să fie în stânga. De sub... Ah, da. Nano Leaf, nu, e laptop. Foarte mișto. Mai dai zoom o dată. Enhanced. E un laptop Legion. Enhanced. Eu văd aici. Stai să aștept aici. Că scrie în dreapta Legion. Mai lasă așa puțin. Enhanced. Ah, da. Chiar scrie. E un Legion, nu? Este un laptop. Este un laptop Legion. Are plântuță din alea de mici de la GIS. Uite-le aici. Chiar lângă laptopul ăla. Da, IKEA. GIS depinde. Căștile de la PlayStation 5. Da. Boxele astea arată genial. Boxele astea, dacă astea mici, în schimb, n-au ce căuta aici, poți să le arunci. Dar boxele mari, pune-le pe un suport ceva ca să fie puțin ridicate, astfel încât sunetul să ajungă direct la urechile sau tale. Sau pe niște peduri de alea de antifonare. Da, absorție. Pe un ceva. La un... Efectiv să le ridici un pic. Puțin, da. Și se ridici. Da, deci nu e super ne-ar lua o zi întreagă să... Are plântuțe și pe boxe chiar. Da, aoleu, ce-am făcut. Adică e super... Este gândit, totul este la locul lui, este complet aranjat. Ți-am spus, eu urmează să fac biroul. Ăsta o să fie, nu? Arată foarte bine, adică chiar o să mă inspir din cromatică, din aranjament, adică e super, super tare. Doar 4 panouri, băi Adrian, băi, lasă. Nici n-avea unde să le pună dacă stai să te gândești. Ce făcea? Ascundea în spatele televizorului? Nu știu, poate a pus pe ei să-mi dea lumini, nu știu, poate s-a gândit altfel să fac cu ele. E ok, adică... Nu prea ai ce comenta, arată foarte bine, mare, aranjat, tot ce trebuie. Băi, da. Laur, respectele noastre. Îmi pare bine că a fost ales astăzi de către rând, că am văzut un set foarte frumos. Foarte, foarte, foarte mișto. Bun, 5, numărul 5, Laur a fost. Hai să vedem câte miluri au mai venit. Să vedem următoarea persoană aleasă de către sfântul și mirobolantul random.org. Ok, avem 30. Am avut. 31 minus 5. 5. Avem dubluri? Nu. 31 minus 5? Pare în regulă. Da. Aleorum, dacă ăsta e chicios, birou chicios, adică nu poți să spui că ăsta e birou chicios. Dă-i. 26. Da. 2. Wow. Wow. Wow, be careful. Asta ia mă să mă obțin, dar nu. Vlad Michael. Salutare echipa Pisicăraș, bine v-am găsit. Bine te-am găsit. Te salutăm și noi. Hai să vedem Michael. Interesant. Da. Atmosferic, așa. Da. Cum am zis că îl cheamă? Vlad Michael. Vlad. Okay. Vlad Michael, hai să te vedem. Nu spui când ești gata. Acum. Bun. Hai să vedem ce zice... Ce zice Vlad și care este configurația lui? A scris ceva. Da. Salutare echipa Pisigaraj, bine v-am găsit. Bine te-am găsit și noi. Am zis dacă se poate să mai intru în această competiție. Ce s-a schimbat de data trecută sunt câteva detalii minore. O bandă LED instalată și ceva ordine mai multă pe birou. Toate instrumentele pe care le folosesc zi de zi sunt așezate pe un birou IKEA, de la IKEA Frede, se numește cu 2 de D, dacă vreți să-l căutați. Periferice, tastatură Cooler Master Quickfire TK White, mouse Razer Abyssus 2014, old but gold,
Mousepad Steel Series, boxe Edifier S1000DB, controller Xbox One, monitor LG de 27 de inch Full HD IPS. Calculatorul este un Fantex Eclipse P400, alb. Se vede? Da. Unde? În poza cealaltă. Cred că da, cred că am fost în poza cealaltă. O placă de bază MSI B150 Mortar Arctic. 32 de giga RAM DDR4 la 2400, o sursă Seasonic de 520W, o placă video Radeon RX 580, un cooler Be Quiet Pure Rock Slim, un SSD de 120 de giga de la Kingston și un hard disk de 1 tera de la Western Digital. Procesorul este un i5-6500, se ține bine, zice el, plus lampa de birou, toate cablurile au fost prinse cu ajutorul unui suport prins sub birou. Signum se numește, e tot de la IKEA. Da. Îmi cer scuze în avans de calitatea fotografiei. Mi se pare că e decent. Da. Cam acesta este setup-ul meu pe care îl folosesc zi de zi pentru facultate, studiu, muzică, filme și gaming. Casual. Casual, da. Mulțumesc pentru timpul acordat, toate cele bune. Mulțumim și noi pentru mailul de astăzi. PC-ul nu este jos. Nu este jos? Nu este jos. Sau asta e? Enhance. Nu avem cum să dăm enhance. Dar boxele sunt puse exact unde trebuie, exact ce ziceam, sunetul ajunge fix în urechi. Nu? Da, dacă stai drept, adică nu ești lăsat pe spate, ești da, ok. Da, e exact ce trebuie. Pe deasupra mai ai câte un router, câte o plântuță, o lumânare, niște cărți. Cărți, nu văd că are niște cheie acolo, cred. Da, e foarte interesant. Vibe-ul pe care ți-l oferă. Vibe-ul și biroul ăsta, totuși. Frede, de la IKEA. Da. Sincer, mie îmi place foarte mult cum arată. Ce aș face eu, aș lua un suport, totuși, de monitor. Ca să arate și cumva și mai... Și mai curat. Și mai curat, da. Da. Un suport de monitor, poate un monitor ultra-wide, dacă ți-ar plăcea chestia asta. În rest, nu prea ai ce să schimb, nu știu. Da, deci dacă nu, oricum nu vedem unei calculatorul ca să mai vedem ceva cabluri, dar... Da, poate n-aș renunța la mousepad-ul la SteelSeries pe care stă controllerul. Da, Z, te rog eu, fii mai chill, așa. Fiți mai chill, că nu e. Știi, are gamepad-ul la dreapta și aș renunța mousepad-ul și aș lua doar un suport. Mhm. Frumos, care poți să-ți pui mousepad-ul să stea lejer mai drăguț, în rest chiar nu-mi dau seama. Da, uite, Vlad zice că desigur e binevenită propunerea. Foarte binevenită, chiar arată mult, mult mai bine. Lampa îmi place foarte mult, da, deși e posibil să... Să fie cu bec de la vintage, cred că așa pare, nu? Da, da, vintage. Da, care dă așa o nuanță, nu neapărat luminează... Da. Nu știu, să citești ceva sau... Nu, e super, super fain. Da, bravo Vlad, arată foarte bine, sincer. Și scaunul, inclusiv scaunul e foarte interesant. Nu e neapărat scaun de gaming, dar... Poate să fie ergonomic. Uite, se vede sau nu. Nu-mi dau seama de ce te referi. Aici? Calculatorul posibil să fie acolo, nu-mi dau seama. Enhance. Cred că e peretele acolo. Să ai perete. Da, cred că e perete, că e la perete. You are... Acolo e. Văd eu la mine, e aici. Favorite. Aici. E acolo, nu? Da. Enhance. Da. Da. Ok, trecem la următorul. Hai să dau și fit. Trecem la următorul, el a fost Vlad. Concurentul cu numărul 6. 6? Sau 7? Că a fost 5 la ori. 6. 6, da. Știi că odată într-un război al birourilor am luat 11 din greșeală. Nu ne-am oprit. Și a câștigat 11? Nu mai țin minte. Dar a câștigat 11. Chiar a fost norocul lui de plin. PC-ul este stânga-jos dacă îl căutați. Da. Băi, ai văzut că l-am căutat și l-am găsit. Pe monitor laptopul se vede mai bine decât ce are Răzvan acolo. Ok. Cine a mai intrat? Cine a mai participat? Mihai online. Domnul îndrăgostit. Doi Juan îți spun... Două mail-uri nu sunt binevenite. Cine mai e? Mai e cineva sau nu mai e Mihai? Mihai. Sper să-ți iasă cu dragoste, dar cu războiul birourilor nu ți-a ieșit astăzi.
De la 1 la... Deci avem 33 minus 6, tot 26, nu? Nu, 27. 27, scuze. Răzvan, Răzvan. Ips. 12. 12. Adică 12, cum s-a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Unul mai sus. 12. Nu. Că ai trebuit să sar 2, Remi și Asasin. Și ai sărit un singur. Da, da, da. Deci Rareș. Da. Băhnăreanu... Nu te... Rareș. Rareș. Poze, descriere, să vedem dacă apărim în poze. Aici nu suntem. Nici aici. Nici aici. Băi, dar ce culoare mișto. Aici suntem. Dar nu știu cum să facem. Păi cum să facem? Îl punem pe asta. Poza asta, da. Din păcate, Rareș, te-ai semi-grăbit, pentru că dacă făceai o poză de ansamblu cu live-ul de astăzi, în care se vedea și calculatorul tău, care arată foarte bine... Hai că să vedem o vedere mai de ansamblu a biroului. Așa ai făcut poze sub birou, unitate separat, monitor separat, adică nu prea putem să ne dea seama exact cum ai acolo. Sadly, deși are potențial și, și setup-ul lui... Îl avem pe... Cum te cheamă? Rareș. Rareș, da? Da. Salut, mă numesc Rareș, am aproape 17 ani și pasiunea mea este tehnologia. În ceea ce privește partea hardware a calculatoarelor, voi încerca pe viitor să studiez și să învăț limbaje Java. Foarte bine. Foarte bine. Este un viitor foarte bun. PC-ul meu conține un AOC24G2U de 24 de inci 144, HyperX Alloy Origins 60. Adică asta. Poate ai nevoie pe mai mare. Da. Ce mai avem? Mouse Pulsefire Haste, tot de la HyperX. Un GTX 1660 Super. Ce mai avem? Ryzen 5 3500X așezat pe un B550 Pro 4. Încărcasa MATX. Cooler Master NR400. Bun. Un Kingston A2000 NVMe de 500, un hard disk SATA, mă rog, un hard disk de 1 tera dintr-un PS4. Deci a luat hard disk-ul de acolo și l-a băgat în calculator, foarte bine. 16 GB RAM la 3200, un dual channel, un IO Cooler Master ML140L V2. Montat sus și 6 ventilatoare Inwin Saturn 120 ARGB fans. O sursă de 550W 80 plus Gold de la Corsair. Și în cele din urmă un set de extensii Black and White Silverstone de cabluri cu sleeve și cable combs de pe alt site, mă rog. Cheers băieții de la băieților de la PC Garage, keep up the good work, mai jos cable management. Deci sistemul, PC-ul arată foarte, 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 foarte bine. Da. Cum vedeți, ventilatorul ăla pe spate, așa sunt așa. Toate și două sus și două în față și arată extrem de bine. Cu cable modurile, cu toate alea arată și mai bine. Dar, cât să fă că n-ai trimis poza ca lumea. Da. Totuși, să punem așa un sneak peek din... PC-ului, pentru că arată foarte bine și cumva e păcat. Da, adică pe partea de management e foarte, foarte drăguț. Îl pun foarte puțin doar așa ca să... Opa! Doar așa ca să ne uităm, ca să ne uităm la el. Ah, ok, trebuie rotit. Nice. Clockwork. Așa. Ventilatorul acela, cred că sunt alea Cooler Master, nu? Nu, sunt Inwin. Inwin? Mm-hmm. Arată foarte, foarte, foarte bine. Arată super interesant, da. Deci așa arată sistemul lui, uite cu cablurile de la sursă, da. Cum sunt ele, Ce frumos, sunt drepte, nu se duc în sus, nu se duc în stânga, cablul la placă video la fel vine perfect, în drept, curbat. Chiar arată foarte bine. Memoria RAM, ce faci cu ea, că e... Roșie. Roșie. Nu cred că are control la... La Viper astea? Da, cred că e doar pe roșu, cum sunt și HyperX-ul și atât. Ok, da. Băi, arată foarte bine. Deci, da. Sistemul arată foarte bine, este construit foarte bine. Este exact ce trebuie. Bravo.
Gata, acum revenim la și judecăm setup-ul lui. Pac. Ce este acea chestiuță de pe mijloc, mă întreb eu? Nu știu. Stai, uite mai așa. Îmi place foarte mult că și-a modat, dacă pot să zic așa, tastatura cu cablu acela... meșuit. Sau nu știu. Coiluit, da, nu știu cum naiba să-i zic. Arată foarte bine. Mouse-ul nu prea înțeleg cum vine... Așa cred că și la gaură în birou. Pe da, mijloc. Rareș, dacă poți să ne spui, ori e gaură prin birou, ori cablul efectiv trece pe sub mousepad. Prin față și trece prin spate și vine pe sub mousepad. Pe sub mousepad, dar atunci nu te-ar încurca în momentul în care faci stânga-dreapta? Aici e un pic ridicat, dar cred că se duce în... Ah, da, ai dreptate, bravo, Flavia, este un încărcător wireless și probabil acolo sunt niște... AirPods-uri? Da. Da. Nu-mi dau seama. Este un încărcător wireless Samsung cu o pereche de Galaxy Buds. Ok, am fost super pe aproape. Drake, după cum a spus Răzvan, extensiile pentru alimentarea plăcii de bază, plăcii video, sunt de la Cable Mode. Cable Mode, da. Cauți Cable Mode România și o să găsești un singur site unde găsești. Ok, ok. E gauri birou. Am înțeles. Ok, m-am liniștit. Credeam că ai trecut mouse-ul, ai trecut cablul mouse-ului pe sub mousepad și atunci mă gândeam că ai tot timpul o denivelare din asta când faci arăta, ar fi fost ciudat. Ar fi fost super ciudat. Da. După cum am spus, da, nu e o poză de ansamblu, cam atât putem. Mare lucru, n-aveam ce să discutăm. Mm-hmm. Aici e curat, ați văzut setup-ul. Și el merge, uite, JBL-ul ăla este wireless. Da. Adică e așa de, hai să mai ascultăm, dacă vreau neapărat cu vă... la volum mare, știi, dacă nu în căști. Da. Ce să zic, arată foarte bine. Tot timpul eu am dubii cu chestia asta. Poate îmi spui tu cum e, poate ne spui tu cum e, cum este să ai un monitor fix, în perete. Fix, da, pe fix. Perete ca un televizor, nu? Fără să îl poți stânga-dreapta să-l... Da, într-adevăr, în felul ăsta ai cel mai mult spațiu. Adică lipește perete și... Pe mâini nu cred că e pus la bolul ochii, un pic mai pe stânga, așa. Sau e poza un pic strâmbă. Sau e poza un pic strâmbă, știi, pare... Perspectiva, da. Arată genial ca și setup de game. Băi, chiar arată foarte bine. Da, e curat. Este... Cam asta exact, deci este foarte bine un mousepad mare și o tastatură mică, suficient că să ai WASD-ul și exact ce ai nevoie pentru gaming. Da. Eu chiar am încercat și editare pe tastatura asta și merge, sincer. Eu nu pot fără numpad. Fără numpad? Nu, pentru că acolo scriu valorile timeline 10. Ah, eu m-am obișnuit cu asta de acolo, da? Nu. Va trebui și să mă obișnuiesc cu. Da. Ce nașpa, uite, la o tastatură din asta este, dacă vrei să te joci World of Warcraft sau ceva, unde ai... Shortcut-uri, nu? Shortcut-uri pe F. Pentru că nu ai rândul de taste F. F1, F2, la la la. Dacă aș da gaură în birou, mă spune ce m-am. Băi, Odisei, să știi că poți să dai o gaură în birou super controlat. La IKEA și, mă rog, și la orice magazin de bricolaj există... Freză. Exact. Bă, exact pe dimensiunea standard a biroului și după aia cumperi o chestie din asta de plastic. Sau cumperi un set de freze pe diferite, pe 10, 12, 14, 16. Exact. Și poate vrea doar să-l bagi USB-ul fără să-l bagi nimic în el. Exact. Și doar... după aia, da, adică poți să-l faci ori super subtil, ori ca un ăsta de birou normal. Cum au toate birourile de office, să zic așa. Este foarte practic chestia cu monitorul pe perete. Urmează să montez încă unul în stânga, iar monitorul e pus la cumpână. Deci e bine. Nu, poza este mai sau ochii mei. Sau ochii tăi, da. Sau ochii mei. Ceva se vede. Da, e super ok, spațiu de 2 cm între birou și perete. Păi, ce mai vrei? Da, și practic poți să stai cu toată mâna pe birou. Poți să ai apropiat lipit de birou, poziția corectă dreaptă, dar monitorul să nu fie foarte aproape de tine. Exact. Da. Ce să zicem, este foarte bine ce ai făcut. Îmi place PC-ul pe care l-ai construit, e foarte bine. Arată foarte bine într-un micro ATX. Mini. Micro ATX, am zis bine. Tot timpul încurc micro cu mini ATX. Și încăpea și cablul, și nu încăpea și cablul de la mouse, a zis el. Este cablul de la mouse. Poate că se referă la cablul la tastatură să-l bage tot pe acolo. Da. Dar, mă rog, dacă a vrut el acolo, na, da. Este biroul lui, face ce vrea. Mi se pare mai subțire cablul de mouse decât cel de tastatură, într-adevăr.
În general, uite, și asta este o chestie foarte așa și uite-te la da. La tastatură. Bun. Da, asta cred că e mai gros pentru că are... Are două... Are și pestru pe asta, mm-hmm. pentru căcare. Mm-hmm. Deci am ajuns la 7. El a fost Rareș, concurentul cu numărul 7 și urmează 8. Mai avem 3. 3. Potențial. Se scurtează lista. 3 potențial câștigători. Avem așa, 2 Y, 34 de mail-uri, 34 minus 7. Tot 27. 6. 6, wow. Avem așa, 1, 2, 3, 4. 5, 6. Miruleț Maria. Deci Maria. Este prima fată pe... În această bună, seară? E, numele meu este Maria. Da. M-a speriat când am văzut HTML-ul, am crezut că nu are poze. Ce, ce cute, ce cute. Dar se vede cum vă țin ca băieți. Postituri, chestii. Niște lepre băieți ăștia. 8. 8, Maria. Bun, hai să... Punem și aici pe... Să vadă toată lumea. Maria... Tranziție. Am uitat la Rareș să fac tranziție. Adevărat. Bun. Avem... Spune așa, Maria. Salut băieți, numele meu este Maria, iar acesta este setup-ul meu. O tabletă Huawei MatePad 11. Un laptop HP Pavilion 15... La la la... cu Intel Core i7-11600-1165G7? Da. Ok. Full HD, 16 GB RAM la 3200, un SSD de 512 și placă video integrată de la Intel. Monitorul este un Dell 2719H, căști Razer Black Shark V2 Pro Wireless, birou electric dual motor T-Motion Viva Facilities. Ok, nu ne jucăm. Da. Nu ne jucăm aici. Scaun de gaming Secret Lab Plush Pink Soft Wave Fabric 2022. Camera, cred că mai are baterie. Hmm? Asta a picat camera, cred că mai are baterie. Da, a picat camera, ok. Este, este ok. Ai, acolo, baterie? Se schimbă imediat. În continuare o să citesc, o să citesc. Mulțumim că ne-ați zis oricum. Vă urmăresc de ceva timp și m-ați inspirat foarte mult, mai ales când vine vorba de cable management. Sunt studentă la drept și îmi place să-mi omor timpul liber jucându-mă Dead by Daylight la 720p. Că mai mult nu duce laptopul. Ok, mai ales că are placă video integrată. Faptul că duce tot este ceva foarte bine. Scuzați dezordinea, sunt la ore și ar fi trebuit să fiu atentă. Oh. Ah, nu, e bine. Urmăresc ca într-o bună zi să-mi achiziționez și un PC de gaming, dar din cauza crizei actuale a chipurilor, prefer să mai aștept. Vă respect enorm pentru sfaturile legate de calculatoare și tot ceea ce faceți pentru noi. Țineți-o tot așa și keep up the good work. Salutări, Maria! Am stat așa ca să facă Vlad focus, nu vă salutam pe voi. Hei! Bun, Maria, ce zici, ce spuneți de setup-ul Mariei? Eu zic că arată foarte bine. Da, e cute. Cred că ăsta e cuvântul. E cute. E cute. Scaunul ăla face da. Toți banii. Da. Apropo de asta, cele de la Secret Lab chiar... Sunt confortabile. Își merită fiecare bănuț, fraților. Adică, dacă... Dacă puteți, luați-vă de la ei, direct de pe site-ul lor, cu livrare în România, vine fără nicio fel de problemă. Cunosc foarte mulți prieteni care și-au luat și sunt super mulțumiți de achiziția asta. Îmi place că biroul e reglabil pe înălțime, electric. Exact. La fel ca și ăsta, adică e foarte bine câteodată să poți să stai în picioare, câteodată să stai pe scaun. Da, adică uneori să lucrezi în picioare chiar o idee bună după o anumită perioadă. Mm-hmm. Este clean, într-adevăr este clean. Ce nu este clean, într-adevăr? Încărcătorul la laptop, cred, și ceva, cablurile pentru... Cablul de la lampă, adică pe acolo. Poți să pui, Maria, am mai vorbit, spunea cineva de Signum de la IKEA, este chestia aia care... Pe care înșurubezi pe partea
pe sub latul biroului și ascunzi acolo. Poate că poți să stai lejer un prelungitor atârnând acolo în care poți să înfiși tot felul de chestii. Exact, exact. Și poți să le pui acolo. Un... Da, nu citi mai. Un braț de monitor, la fel, ar fi... Ai putea să pui tocmai ca să... Sau nu știu cum, să o să mai ridici puțin monitorul dacă vrei să le folosești pe amândouă. Și laptopul și... Adică și display-ul de pe laptop, da. Și display-ul de pe... Poți să de pui, pe uite, monitor. Agenda aia cred că este înălțimea perfectă, dacă îl pune sub... Da, dacă pui agenda aceea peste... Sub, sub monitor, sub monitor. Se ridică perfect. Exact. Foarte mișto, e tare ideea, n-am mai văzut de foarte mult timp. Ultima a fost Flavia, care e și ea în chat acum, cu setup-ul ei de gaming pentru o fată. Este super comod scaunul și biroul mă ajută că îl pot regla după înălțimea mea. Da, și asta e adevărat. Pentru că, na, ele vin standard și după aia, ce faci? Că și Madalina a pățit-o și a luat niște picioare de birou și erau prea înalte. Și pentru că blatul era foarte gros și picioarele prea înalte și toate se ridicau. Se ridica totul, da. Da. Deci, da, un birou reglabil face minuni. Ce să mai zicem în... Na, pe viitor îți dai seama, ai putea să-l mai... Poți să iei de la băieță. RGB-giuiești, nu știu cum naiba să zic, adică o bandă LED pe spatele blatului. Sau mai avea la un bonsai din acela, o plantă artificială, exact, ceva chestie, o figurină. Sau poți oarecum să delimitezi foarte bine setup-urile. De... Unde ții tableta, unde ții aia, adică dacă lucrezi pe ea, e ok. Da, uite, zice că așa pățit și ea cu un birou, era prea înalt și mai bine reglabil, într-adevăr. Maria, foarte, foarte bine, felicitări, ne place ce vedem și că vedem și de la fete și că ne trimit și că se uită și ascultă de sfaturile noastre, este o chestie foarte mișto. Ok, ea a fost cu numărul 8. Maria, mai avem 2 posibili câștigători. 36 minus 8, 28... 8. 8? Băi, dar ba prea mari, ba prea mici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mihai, războiul biroaielor. Domnul Bucur. Oh. Mă bucur. Domnul Bucur, ne bucurăm că ești aici bucurându-te la live. Mamă, ce monstru de placă. Da, cred că e carcasa mică și pare placa mare. Scaunul cred că e peste 2000 de lei, dar răspunde Maria în comentariu. Da, e pe acolo, e pe acolo. 2300 parcă. E pe acolo, dar... Merită fiecare. Își face toți banii. Fără nicio caterincă, n-avem nicio afiliere cu Secret Lab. Ei vând la ei, da, pe site-ul lor. Am stat, ne-am așezat, ne-a plăcut, recomandăm. Exact. Am văzut, am dat like, știi cum era, da. Bun. Nu știu ce pot să sare. Cred că asta. Ia să mai dă puțin încă o dată. Încă o dată? Asta. Păi nu înțelegi nimic. Aici pare că e așa, dar nu se vede. Aici e așa. Da, din asta chiar că nu înțelegi nimic. Lasă pe asta. Asta? Nu, aia cu lumină. Păi nu, că aici nu se vede artisticul. Da, dar poți să vezi boxele, poți să vezi ce mai are pe acolo. Mousepad-ul. Bine, pe asta o punem. Acolo mai jumătate, acolo nu se vede, nu ne vedem noi în poza aia. Cum era nou? Bucur. Mihai. Mihai Bucurie. Mihai cu Bucurie. Scaun mai scump decât laptopul meu. Da. I feel you. Este foarte important scaunul, să știți. Oricât de mult... Să vezi, când ai să lucrezi și când ai să stai constant pe un scaun... Și plus că un scaun nu este ca un laptop, nu îl schimbi odată la 3 ani. 5 ani, 7 ani un scaun, adică... Exact. Bun, hai să vedem Mihai. Ce are de zis Mihai? Salut, mă numesc Mihai și am 27 de ani. Mai jos aveți pozele cu sistemul meu. O placă video RTX 2070 Super de la Aorus, un procesor i7-9700, 32 de giga Corsair, memorie RAM, două SSD-uri M2 de 500 și un hard disk de 1 tera,
o sursă de 720 de W de la Gigabyte, o carcasă Segotep SGK7 și un cooler master. Nu se vede nimic din toate chestiile astea, credeți-ne, sunt acolo, le-am văzut. Două monitoare, cel din stânga 144 de Hz Lenovo și cel din dreapta 60 de Hz de la Dell. Perifericele sunt căști Logitech Pro X, nice, mouse G502 Lightspeed și o tastatură G815. Și un sistem audio Logitech 5.1. Unde este? Păi, Logitech o are aici. Da, da, comentăm. A, și mai, asta este foarte mișto, și mai am și pe spatele monitorului de 144 un Ambilight făcut de mine cu ajutorul unui Arduino. Da. Asta a încercat el în plus poza. Un Sonoff, un Sonoff. E un senzor smart pentru case de închis. Ah, ok. Să-l pot porni, opri cu ale, cu acel... Bănesc că l-a atașat Ambilight-ului făcut cu Arduino, a pus un Sonoff pe care poate să-l programeze cu Alexa să pornească să închidă Ambilight. Tare. Keep up the good work. PS, monitorul din stânga, se vede un joculeț la care lucrez acum. Da. Face și jocuri. Ce mișto. Băi, aș vrea totuși să le arăt și Ambilight-ul pe care l-a făcut el. Că mie chiar mi se pare că arată foarte bine. Da, e ok. Be careful. Wow, be careful. Ai putea să faci un clip despre chestia asta. Ce zici? Uite cum arată și chiar... Stai că nu se vede cum arată. Mai jos puțin, nu? Da. Chiar se vede, vezi? Că funcționează, roz, adică e fix pe ce... E fix pe fix, da. Da. Ce să zic, e foarte tare. Foarte mișto. Îmi plac oamenii creativi. Revenim la setup-ul în care se vede cât de cât ceva. Cât pe ce... Păi tocmai de asta m-am ferit să zic numele acela, tocmai Alexa. Ca să nu... Alexa! Tocmai de aceea ca să nu audă cine nu trebuie. Să nu audă cine? Alexa? Da. Îmi pare rău pentru Vlad, este copil mic. Sau Siri. Hei! Nu, că nu merge, că de obicei la Siri este cu comandă... Da. Tot cam în regulă? Salut! Da, și că am trezit-o pe Alexa. Cum așa? Da, Alexo! Dormea săraca aici. Săraca de ea. Și am venit noi. Ce oameni, bă, mâncare. Da. Nu mai dat în sprâncenele alea așa, că ești tare dubios. Aveți cine? aveți amândoi priviri de crimin. Nu, dacă ai făcut și... Nu, las că stau aici. Mă și eu la voi să vede simpaticilor. Like, share, nu? Da, și subscribe. Da. Nu particip? Nu, uitați. Like, share și subscribe. Neapărat. Da. Și abonare, mă. Subscribe, ce înseamnă deșteptule? Abonare, mă. A, o abonare. Abonare, a vrut să zică. Ok, ne vedem de setup-ul lui Mihai. Mă duc, ia. Vorbeam de setup-ul lui Mihai. Aici e. Ok. Face jocuri, asta este un joc la care lucrează acum. Ne-a dat așa un sneak peek din ce urmează. Ce înseamnă sneak peek? Un sneak peek. Un fel de teaser. Pixel de teaser, da. Da, fix. Pe pix, da. Ah, ok, da. Ok, acel G502 e wireless? Că n-a zis așa ceva. Da, e wireless, cum nu are fir. Nice. Salut, Madalin. A apărut bursucul. Bă, da, e un pic de delay. Noi deja am scăpat de Madalin și voi acum l-ați primit. Da. Ce avem aici? Hai să vorbim. Deci este... Ce e acela? Mouse. Ok, e un pic cam îngrămădeală acolo cu boxele. Asta voiam eu să zic foarte de la început. Am observat chestia asta. Le-a pus până avut loc acolo, le-am desat. 5.1 le-a trântit pe birou. Nu este indicat bine. Acolo sunt numai 3 boxe, nu? Sunt 2 jos, 1 sus. 200 în sertar. Probabil. 2 n-au mai intrat în primul 11.
Ele nu stau foarte bine atât de apropiate, nu-ți mai dă impresie. E ca și cum mai avea o singură boxă, practic. Nu mai e surround. Ce... Nimic. Nimic nu mai e surround. Ce pot să-i recomand eu? Și cred că i-ar schimba complet setup-ul, din ce văd eu, că are loc. Un birou mai mare. Deci, da. Primul lucru, ca să poți să te organizezi mai bine, să pară mai curat, să poți să faci mai multe ordine birou, să-ți aranjezi boxele, totul. În stânga pare că este... Este loc. În dreapta, clar, nu că e canapea. E canapea, da. 30-40 cm în birou mai lat, cred că te-ar ajuta foarte mult în situația asta. Da. Două sunt pe pervaz. Ok, vezi? Știam eu că le-ai pus pe undeva. Nu prea e bine. Nu le folosești. Mai rău le ții ca pe niște, nu știu, bibelouri. Da, sau... practic, degeaba ai 5.1. Ca și cum ai avea o boxă mică de... wireless. Da, mai 2.0 e sfânt. Maxim 2.1 dacă vrei și un pic de bas. Da. Cam asta ar fi, nu știu, ori un birou mai mare, un suport de monitor ca să încapă și boxele alea două stânga-dreapta sub birou, da, sub monitoare. Scăp de picioare, le ridici, da. mă bucur că văd pe cineva relativ când? În același domeniu ca și mine. Când văd? Ce? Mă bucur când văd. Când văd? Iar maimuțe, iar mașinuțe, iar încurcăm, iar... Mă bucur când văd pe cineva. Zet, de ce am face și ceva? Ok. Îmi place. Este ok. Cred că, nu știu, cel puțin eu am nevoie de un setup cât mai clean, tocmai ca să n-am alte griji, nu știu. Da. Cu cât mai puțin chestii pe birou, cu atât parcă nu mă distrage nimic, adică trebuie să fie cât mai exact, curat. Exact. Momentan nu am loc de un birou mai mare. Ok. Nu ai loc, atunci cu un suport de monitoare, eu zic că ai rezolvat chestia asta. Și, da. Da, biroul mai mare cu siguranță rezolva multe din probleme. Dacă nu ai loc de birou mai mare, suport de monitoare dublu, ai scăpat de picioarele monitorilor, poți dai un pic mai în spate cu ele. Exact. Ai boxele, poți să le pui, chiar dacă ne-ai recomandat, în linie sub monitoare. Și tot e un pic mai bine. Da. Da. Felicitări, dragă Mihai. Ne bucurăm, cum a zis și Demonic Shadow. No pun intended. A fost super intended. Bun. Avem 36 de mail-uri, Vlad. 36. Ultimul mail. Alegem ultimul mail din 36 minus 8. 9. Nu a fost 9 până acum? 36 minus 9. Eu nu știu a număra. Nu. Da, 9 a fost. 9, deci 24. Deci am zis 27, nu? Da. 27, 26, 25, 24. CAVT. Salut și bună seara. Constantin Victor Andrei. Ok, ei, ei. Poze. Fohoze! Avem o descriere bună. Rare și Black Friday este în data de 12, adică joi spre vineri seara, săptămâna aceasta. Rasiștilor. Cred că asta este cea mai completă. Da. 10... trebuia nume. Că AVT, îi zice. A, da. Nu? Ce AVT, da. Parcă. 10, ce AVT. KTV. Cred că era altfel, dar în fine. Nu, cred că era ce AVT. Mai, e ce AVT. Ce AVT. Bă, Constantin Victor. Memoria are băiatul ăsta. Incredibil. Eu am uitat de 10 ori ce făceam aici. Bun, hai să vedem pe ultimul participant. Mă numesc Constantin Victor Andrei și am 14 ani și sunt pasionat de gaming, sporturi și mașini. Și mașini, punct. E un punct acolo, dar nu l-am văzut eu. Setup-ul meu conține un procesor Ryzen 3 1200. O mică paranteză, o să vină un upgrade și scuze pentru poze, deoarece nu sunt destul de clare. Nu e nicio problemă, cred că se înțelege da. Super bine. Placa video este un GTX 1650 Ti,
un SSD PM2 de 120 de giga și un hard disk de 1 tera. 8 GB de RAM DDR4 la 2800 de la HyperX, un ventilator Flowstone Halo RGB, sau mă rog, este un kit, de fapt, de Flowstone. Sursa este un Thermaltake Lead Power de 550, periferice mouse Logitech G502, am văzut foarte multe G502-uri astăzi. Da. O tastatură Redragon Black Avenger, un mousepad Redragon, nu mai știu sigur modelul, un webcam 4K și încă unul de la Logitech la 320p. Un volan Logitech GT, două monitoare la 75 de Hz, cel din dreapta la Full HD și cel din stânga... 1024. Da. Yep. Să zicem așa. Un scaun Marvo CH106, căști gaming Razer Kraken Tournament Edition, verzi, birou custom, deci biroul este probabil făcut de el, sau mă rog, gândit de el, un subwoofer Pioneer de 150W cu două boxe de 20W, două controlere de Xbox 360 și unul de Xbox One, o imprimantă de la HP și un Xbox 360. Și mi se cam strică cable management-ul. Și mi s-a cam stricat. Cam acesta este tot ce pot să vă zic. O seară frumoasă și continuați cu succes în continuare. Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte de final. Stai așa puțin. Da, rezolv tu? Da. Hai care... Da, nu trebuie să fim hateri. Dar poți să fii hater într-un limbaj decent. Da, și asta e adevărat. Da, nu i-am dat 300, i-am dat de tot. Bine, da? Da. Bun. Hai mai băieți, am glumit, vă rog frumos, nu vă supărați. A zis Manix că băieți... Nu știu, și-am încercat să citesc chestia aia, dar am citat. Vorbiți și voi mai bâlbâit ca să înțeleg și eu. Ce? Da, ziceam mai se vede un pic cam blurat, probabil este de la... dispozitivul cu care a făcut poza, dar se înțelege, este ok. Bun. Ce zicem de... Cred că blatul este același pe care îl avem și noi. Este un blat de la IKEA. Da, cred că este lăcuit pe deasupra, că se vede un pic lucios. Este și lăcuit, într-adevăr. Noi l-am lăsat așa. Da. Ne-am băgat picioarele în el. Ce este în stânga monitorului 4x3 acolo? Cred că e un boxă. Așa, una dintre boxe? Nu, zicea că are un Xbox, dar nu. Enhance. Un coș de gunoi. Un coș de gunoi? Coș de gunoi, cred că e. Nu știu. Bun. Controlere, Într-adevăr, ai spus și tu, ai remarcat și tu, am remarcat și noi foarte bine, că mai ai puțin de lucrat pe jos, pe acolo, pe la cabluri. Prelungitorul ăla ai putea să-l ascunzi în spatele subwooferului. E cam tricky cu pedalele alea, că n-ai unde să le ascunzi, adică cât poți să... n-ai cum să, știi? Da. În rest e ok, e totul simetric. Îmi place. Pe viitor, un nou monitor, probabil în stânga. Z, te rog eu, fii mai friendly. E tocător de hârtie. Ok, ceva tocător / coș de gunoi. Bun. Pentru 14 ani, eu zic că este un setup super ok. Adică mă gândesc eu la 14 ani. Nici nu mă gândeam să am un setup. Aveam calculatorul pe un birou și aia era. Dacă ți-ar poza, am găsit-o pe MyGarage când l-am postat eu și aveam efectiv treiul de la placa de bază dintr-o carcasă, ruptă din carcasă și pusă pe cutie de la PC Garage, de așa cu scoși pe ea, pe o parte și erau toate întinse pe birou, efectiv și legate cu cablu, cu ideea. Adică carcasă cu panou transparent era mult pentru mine la 14 ani. Da. Este un mini coș de gunoi, băi, v-am zis. Pedalele se pot ține pe subwoofer sau unitate dacă o aveți sub birou. Da? Este o idee foarte, foarte bună, foarte practică.
Da. Cam asta am avea de zis. Nu știu. Ne putea să-l mai... E cu carcasă fără capac la 14 ani, auzi. Da. Deci, da. Așa că eu zic că CAVT a făcut o treabă foarte bună, da, aici. Da, poate să cumpere și el un acel accesoriu de la IKEA. Îl prinde sub blat. A ridicat toate prelungitoarele și le-a prins acolo. Și a mai rezolvat un pic din treabă. Da. Asta, cam asta ar fi. Cu cablurile mai ai un pic de, mai ai un pic de lucrat acolo. Dar oricum, felicitări. Bun. Mai aveți puțină răbdare. O să fac stropolul. Ok. Și după aceea începem a vota. Începem să votăm. Noi nu votăm. Noi nu votăm. Noi nu votăm, dar... Da, Răzvan nu era stigma de linie. Răzvan mă pregătește acum polul ca voi să puteți să votați toți cei 10 participați în această seară. Dintre care avem o singură fată, Maria, care a votat un setup destul de cute. Războiul 53 avem, da? Războiul birului, da, cu numărul 53 este astăzi. Ce repede. Imaginează-ți că noi am făcut 53 de ediții de Războiul birourilor în vreo 5 ani. Ok. N-am fost prea... Păi nu e, că să zic că ai unul cu o ediție pe lună, ai 10 luni, 5 ani, 50. Deci am făcut... N-ai făcut chiar, adică au fost luni în care au fost pauze. Au fost, cred că, ani în care au fost pauze. Așa că... 2 este Ionuț. Da, 3 este Alin. Mai întâi o să trecem, o să-i trecem pe fiecare în revistă. Voi țineți minte pe care v-a plăcut cel mai mult și atunci când dau drumul, când o să postăm și polul, o să votați. Da? Da. Deci o să mai recapitulăm și o să arătăm fiecare poză la fiecare concurent în această seară. Dacă se va alege câștigătorul, se poate ca participanții aleși să fie într-un meeting pe Discord, Zoom sau ce e disponibil pentru ei, că ar fi interesant să le vedem reacția live. Ar fi mișto, dar e destul de greu. Poate unele persoane nu vor să apară pe cameră. Și e destul de greu într-un timp atât de limitat. Dacă am fi făcut o chestie un pic mai regizată, ca să zic așa, să fie ales noi deja 10 concurenți, da. Adică voi să ne fi trimis mail-uri, noi să fie ales 10 și după aia vorbeam cu cei 10. Erau deja anunțați și știau că o să erau deja într-o cameră pe Discord ceva. Organizăm mai bine chestia asta. Înțelegi? Atunci se putea. Altfel este un pic cam... Și noi luăm mail-uri pe care le primim acum, cât e live-ul într-o oră jumătate. Trebuie să întrebi persoanele, vrei, nu vrei, ai Discord, n-ai Discord, intră pe Discord, fă conferință, apar. E destul de complicat pentru tipul ăsta de... Browser de concurs pe care îl facem aici. Bun. Bun. Hai mai întâi să trecem în revistă. Da. Hai să recapitulăm toate persoanele, toți concurenții care au fost aleși astăzi. Randomizare. Bun. Și aici este numărul 1. Cred că nu e dafit. E dat ceva, stretch. I-am dat o urățenie, nu? E dat stretch, da. E dat stretch, n-am dat fit. Fit, ok. Okay. Unu este asasinul, da? The Assassin. El a fost primul concurent, el a spart gheața. Cu un PS2, cu un controller de PS2 wireless. Parcă era ceva mutat, unul cu firul, unul wireless, erau niște chestii acolo. Exact. Deci el este 1, asasin. 2 este... Ionuț. Poți să te votezi pe tine ca vet, adică este dreptul tău. Nu că n-ar fi corect. Te votezi pentru că tu dorești să câștigi. Dacă consideri că un setup a fost și s-a apropiat mai mult decât al tău, poți să votezi pe cine dorești tu. Exact. Deci 2 este Ionuț cu... Cu setup-ul cu tapetul, parcă, nu? Un setup cu tapetul și alb. Setup-ul alb. Alb, Glorious, periferice de la Glorious. Arată foarte, foarte bine. Bun. 3 este Alin. Alin. Cu cei 3 mouse ai lui. Da. El nu avea voie să instaleze software și avea un mouse special pentru laptopul de muncă. Mm-hmm. Și carcasa asta care îmi place foarte mult, sincer. Arată foarte bine.
Și ce mișto e că nu l-observi din prima sistemă, adică nu asta îți atrage atenția în setup-ul lui. 4 este Remi. Oho, Remi, ce poză mare ai. Ce fit. Așa. El este cu setup-ul simetric. Și foarte curat. Pe partea de cablu sub birou, foarte, foarte curat. Foarte, foarte curat. Chiar că. Deci el a fost Remi, numărul 4. Numărul 5, Laur. Este Laur, cu toată nebunia asta, cu toate consolele. Băiatul cu PS5. El e băiatul cu PS5. Toate consolele le pământului adunate într-o singură cameră. E un main cave, putem să zicem așa. E colțișorul lui. Gaming cave, că poate să fie orice. Poate să-l împartă cu cineva, da. Nu exact. E... Dacă ești pe aici, în continuare te rugăm să ne spui de ce ai două sisteme. Și două tastaturi atât de apropiate. Exact. Deci el a fost 5 Laur. Da? Țineți minte că după aia o să vină și votarea. Vlad este numărul 6, cu setup-ul ăsta moody, așa. Deci că la el în camera lui se ascultă jazz sau ceva și niște ploaie. Sau, nu știu. Da, e ceva, cum se numește, white noise pe fundal, exact, ceva ploaie. Ceva... Exact. Și transmite ceva, da, efectiv. Mhm, mhm, mhm. Și cu D-Type boxele alea de le are atât de aproape de urechi. Deci Vlad 6, acum urmează. Rareș. 7. 7 cu sistemul ăla cu cable mod, de n-am putut să-l vedem că nu este încadrat în poză, da, din păcate. Da, el e cel care n-a făcut imagine de ansamblu. Cel care are deja tastatura pe care noi o oferim ca locul 2. Deci dacă vrei să ieși pe 1 sau pe 3. Ar fi bine, sau nu? Dacă s-o fi stricat vreun switch sau ceva de la tastatura ta, schimbi imediat, ai piese de schimb. El a fost 7 Rareș. Urmează Maria cu 8, setup-ul cu numărul 8. Un setup reglabil cu totul. Da, un birou reglabil, da. Și scaunul și... Scaunul și tot, da. Un setup ergonomic, să zicem. Smart. Nu? Un setup ergonomic. Foarte bine. Maria, da? Maria numărul 8. 9 este Mihai, programatorul... Cu Arduino, Sonoff, Ambilight. Da, cu Ambilight pe spate făcut de el. Tech guru. The tech guy. Foarte tare ți-am zis, Mihai, dacă te gândești să faci un clip cu asta, eu zic că ar prinde foarte bine. Da. Și bănuiesc, costul în sine nu este foarte mare. Nu cred, pentru că de asta cred că aș ales să facă ceva homemade, pentru că e mult mai ieftin decât să iei ceva de la Philips. Direct. Așa. Și numărul 10 este CAVT, pe care l-am văzut acum foarte puțin timp, cu setup-ul lui cu scaun. Cu... Toate au scaun. Foarte perspicat, ce are scaun. Mulțumesc. Da. Cu volan, vrem să zic. Da, cu volan. El este șoferul. Cu volan pe stânga. Da, el este șoferul din seara asta, pilotul. Da. Acum o să fac și folderul cu... Nu folderul. O să fac slideshow-ul. Care se numește slideshow. Unde e? Slideshow. La slideshow. Te-am ajutat, nu? Mulțumesc. Cu plăcere. Știam că poți să te bazezi pe mine seara asta. Plus. Add files. Hâț, hâț. Hâț. Loop. Loop. Loop, mama. Automatic. Așa. Cred că l-aș lăsăm, nu? Să vedem dacă a luat-o. Deci îl închidem pe ăsta, îl închidem pe ăsta și dăm drumul la ăsta. Ok. A luat-o, aiurea, stai. Hide, slideshow when done. Fade. Stop when not visible. Ok, acum. Acum îl avem pe primul. Și poți să dai mânescă link între timp, nu? Da, stai să văd dacă o ia. Da. O ia. Bun. Acum o să dau și linkul ca să începeți să votați. În continuare, din nou, vă spun, votați setup-ul care vă place vouă. Nu setup-ul lui prietenul meu și nu știu ce. Da, setup-ul care vă place vouă cel mai mult, pe acela îl votați. Până la cât îi lăsăm să voteze? Îi lăsăm până la... Fără 10? Până la... Păi este fără 7 minute. Până la fix, da, scuze. Până la fix. Până la fix. Este 6:53 și 12 secunde, până la fix aveți timp să votați. Ok, hai să începem și noi recapitularea între timp. L-avem
pe Assassin, primul concurent. 2 este Ionuț. Poți da pe results aici, nu? Să văd. Da. 3 este Alin. 4 Remi T. Remi. Stai, e încă Alin. Da, scuze, aici. Da. Ia un mic. Nu te grăbi, plat. 4 este Remi. El este Remi. 5 este Laur cu setup-ul acesta efectiv nebun. 6 este Vlad, băiatul cu jazzul. Hai că le găsim câte o denumire, câte o poreclă ți-a arătat tuturor participanților. Fără spam, băi, da, Adrian, scot uite-te la mine, uite-te la mine cum spamez. Îi scot moderatorul acum dacă mă A luat-o de la început cu, cu Assassin, ce-ai? Ionuț. Este foarte posibil să nu meargă, pentru că se întâmplă des. Alin? Hai să vedem. Dacă iar se oprește aiurea... După Laur, cred că s-a oprit. După Vlad. După Vlad. Remi, numărul 4. 5, Laur. 6. Vlad este pe 6. Nu Vlad al nostru. 7 ar trebui să fie Rareș. Dacă nu o ia de la capăt. O ia de la capăt. Ce faci, domnul? Sunt selectate toate pozele? Da, sunt toate selectate. Da, le-am selectat pe toate. Din păcate, o să facem paia românească. O să luăm poză fiecare. Cu poză. 7 este Rareș, da? Uitați-l aici. Nu este aici. Pe asta îl blocăm. Pe asta. El este Rareș. Da, în fit. Ok. Ok. Rareș, da? Numărul 7. 8 este Maria. Maria, vezi că... Maria cam conduce, nu? Cam conduce, da. Mihai este pe 9. Bătălie strânsă pentru locul 2 și 3, oricum. Cel care ne arată puțin din jocul programatorul aici. Și 10 este CAVT. Șoferul, pilotul. Pilotul. Până încerc să fac eu ceva aici. Results. Trebuie să fac ceva să-i țin pe oamenii ăștia ocupați, nu? Da. Dansezi? Dansează. Dance for me. Aș putea să cânt, dar v-aș arăta talentul meu ascuns și după aceea m-ați chemat la evenimente și nu... Nu-ți botez unii cu... Da, sunt foarte ocupat în momentul de față. Deci, pun așa un browser source. Browser source. Nu. Nu este browser source. Acest lucru nu e la... Deci, locul 2 și 3 este o bătălie mai foarte, 4 foarte minute, oricum. Da, este la modul următor. Un vot acolo, un vot acolo, un vot acolo, un vot acolo. Adică e fix ca o cursă din Fast and Furious, știi? Cu 14.000 de trepte și mașină în față, mașină în spate, mașină în față, mașină în spate. Maria până acum este câștigătoare de tașată. Încerc să faci slideshow-ul ăla? Da, dar nu prea, nu ține cu mine. Eu o să fiu atent în momentul orei 7.00.00 și o să anunț câștigători. Stai că și eu ar trebui să-i arăt aici. Probabil o să se mai voteze după ora 7, dar fix la ora 7, dacă e citim, mai rămân, adică. Să fie ok. Și e dat auto-refresh? E da, nu? Da. Tranziție. Credeam că am stricat stream-ul. Ok, deci într-adevăr până acum Maria este pe primul loc. Ce vreau să-mi fac, Mirna? Păi, cum a avut Laur acolo, numai că nu am camera atât de lată, ce și-a făcut el, televizorul aș muta în spatele biroului și aș pune o canapea. Asta, aș vrea o canapea spate în spate cu scaunul biroului, în care doar mă dau jos de pe scaunul la birou, mă mut pe canapea, mi-am dat drumul la televizor, niște reclinere de alea frumos și aia e. Hai să mai luăm o dată pe cei 10. Deci îl avem pe Assassin, îl avem pe Ionuț, 2, numărul 2, numărul 3 este Alin, numărul 4 este Remi,
cu setup-ul ăsta simetric. 5 Laur? Este Laur, cu nebunia asta de, de cameră, că nu mai poți să zici da. Setup, este o cameră cu totul. Vlad, numărul 6. Rareș, numărul 7. Maria, numărul 8. Mihai, numărul 9. Și ultimul, CAPT, numărul 10. Mai avem... Un minut. Mai puțin mai de puțin un minut, mai avem 40 de secunde aproape. Și deja pare că se știu așa. Da, Laura a pierdut locul 3. Da, aparent. Laura aparent a pierdut locul 3. Și avem Ionuț. Vezi? I-ai mai dat încă o dată pozele? Sau mai... Au mai fost analizate din nou setup-ul. Te-a zis, ia stai, că poate parcă... Parcă mi-a plăcut mai mult. Ok, deci Vlad, pregătește-te. Mai avem 20 de secunde. Eu la fix citesc în ordine. De la 1, 2, 3. Eu de obicei fac și o aplaudă. O aplaudă ca să se vadă exact momentul în care s-a întrerupt. Și hai să vedem. Param, papam, papam, papam. Pare deja evident, oricum, 3, diferența dintre ei. 2, 1... Maria, Mihai, Ionuț. Ei sunt câștigătorii de astăzi ai războiului. Păsă greșit. Așa. Ei sunt câștigătorii războiului birourilor de astăzi. Zet, că Laur de la alea 4 nanolifuri, că n-avea mai multe, de-aia n-a câștigat. Da. Eu cred, nu știu de ce n-a câștigat Laur. Sincer, mă așteptam să fie în primii 3. Mă așteptam să fie primul. Probabil lumea apreciază diferit setup-urile. E foarte adevărat, adică nu e obligatoriu ca toți să gândim la fel. Exact. Ionuț a câștigat în HyperX Solocast. Da. Mihai, HyperX... Origins 60. 60. La Mihai nu este cel cu... Nu, Mihai este cel cu jocurile. Domnul Bucur. Domnul, da. Și Maria, te-ai făcut cu un Alloy Origins Core. Cu switch-uri blue. Să fie cam gălăgioase, dar... Da. E ok, e ok. Senzația e foarte mișto când tastezi pe ele. Dragilor, felicitări tuturor. Felicitări tuturor. Mâine probabil o să primiți câte un mail de la Daniela, cei trei câștigători, și o să vă ceară datele la da, și ca să o să trimitem posesia primilor. Exact. Atât am căpăt acolo, mai am 9 pe alt perete. Auzi, s-a întors Laur printre noi. Mai are alte 9 nanolifuri. Deci nu e cum ați spus voi și v-ați certat. Mulțumim că ai venit pe aici. Da, Laur, spune-ne totuși de ce ai 2 PC-uri acolo. Da, dacă tot mai ești aici, da. De ce ai 2 PC-uri și 2 tastaturi cu mouse atât de apropiate în stânga? Lămurește-ne puțin, mai stăm aici 2 minute ca să ne răspunzi. Exact. Dacă nu ai închis. În rest, felicitări. L-am văzut, n-am câștigat. Da, în rest, nu cred că s-a supărat, oricum setup-ul lui este foarte, foarte frumos. Mm-hmm. Felicitări tuturor, mulțumim că ați participat. Nu fiți dezamăgiți dacă n-ați fost aleși. Mai urmează, mai facem. Noi încercăm, v-am zis, în fiecare lună să avem câte un concurs. Câteodată ducem o oarecare lipsă de premii și atunci mai amânăm câte puțin. O săptămână, două. Locul nu e mai scump pe Origin Sport decât Origin 60. Adică am verificat asta înainte. Da. Și eu cred, există un alt Alloy Core... care nu este Origins, da, care într-adevăr este mai ieftin pentru că e pe membrană. Da. Dar aici e vorba de altă chestie. Am spus că Laura a zis mai sus. A zis mai sus? Ia să căutăm, să căutăm, să căutăm, să căutăm, să căutăm. PC-urile sunt cum învechite, da? Nu, este irelevant faptul că PC-urile nu sunt de ultima generație. Al doilea PC-ul folosesc să joc ceva jocuri multiplele când am invitați. În rest, este conectat la un amplificator să se ocupe de muzică când mă joc PC-ul de bază. Okay. Ce tare. Deci un PC numai pentru muzică. Da, și dacă vine un prieten să poată să joace ceva în... Cad la egal la egal, adică nu îi dau aceeași tastatură, aceeași mouse, nu cumva să cauți scuze... Aceeași monitor, da. Să nu cauți scuze că ți-ai luat-o așa pe nedrept. Da. Mulțumim încă o dată, o seară minunată, felicitări nouă tuturor participanților și câștigătorilor. Și ne vedem mâine cu mailbox-ul și vineri cu un episod de vineri...
încă nu știm exact ce, dar găsim noi o chestie cât mai interesantă. Da. Pa, vă seara salut. Bună. La revedere. Thank you.